Bădărani, comedie de Carlo Goldoni, traducere și versiune radiofonică de Sica Alexandrescu. Canciano. Pentru că de ce mai, oricum ai suciu, oricum ai învârtiu, poți trăi fără femeie. Grigore Vasiliu Birlic. Felice, soția lui Canciano. Soțul meu, nu-i așa? E fericit că nevestica lui mai petrece câte puțin, că se duce la Sindrofi și știe să se poarte lume. Nu-i așa, Jufân Canciano? Tanzi Cocea. Contele Ricardo. Sunt contele Ricardo degli Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și ser preaplecat al doamnei Felice. Nichia Tanasiu. Lunardo, negustor. O auzi? Dar ce sunt eu? Tătar? Iară sălbatică? Și mie îmi place tot ce e frumos, ca să fie lucru curat și cinstit. Alexandru Giugaru. Margarita, soția lui Leonardo. Vezi-mă pe mine, de 16 luni m-am măritat cu tatu, dar l-ai văzut scoțându-mă vreodată în lume. Cela Dima. Lucieta, fata lui Leonardo. Parcă eu, ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine, care nu ies nici până în poarta acasă. Ba nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? Eugenia Popovici. Simon, negustor. Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd nicior de rumetenie. George Calboreanu. Marina, soția lui. Cât despre mine, dragul mami, n-avea tu nicio grijă. Mie numai atâtica, dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund, uite pe atâta. Silvia Dumitrescu. Maurizio. Și pe fiul meu, ca să nu i s-aprindă călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și țese cu mâna lui găurile de la ciorapi și se spună singur ca paglană, dragi. Marcel Angelescu. Filipeto, fiul lui Maurizio. De când sunt pe lume tu și cu tata, odată nu m-am lăsat să mă distrez și eu cât de cât. Seara până la 8 la prăvălie, apoi masa, apoi somn-nesomn, sub plapă, mă mătuși. Radu Beligan. Aceștia sunt oamenii ce se vor frământa, se vor ciocni, se vor certa și se vor împăca în văzul, adică nu în auzul dumneavoastră, în dorința lor de a ajunge la încheierea logodnii tânărului Filipeto, băiatului ser Maurizio, cu juna Lucieta, fica din a doua căsătorie a lui jupân Leonardo. Judecata obtuză și principiile învechite ale lui Leonardo și ale celorlalți bădărani se vor lovi de istețina fericii și de șiretenia celorlalte femei spre triumful bunului simț și al iubirii nevinovate. Deocamdată suntem în dosul ferestrelor cu obloanele închise ale casei lui jupân Leonardo, unde tânăra lui soție Margarita își omoară urâtul în tovărășia fiicei sale vitege, Lucieta. Mamucă, da, fetiță. Trecu și carnavalul. Și grozav am petrecut. Cât despre grozav nu ne-am putea grozăvi, nici măcar că am intrat odată, fie și în cel mai pârlit dintre teatre. Și te mai miri? Vezi-mă pe mine, de 16 luni m-am măritat cu tatu, dar l-ai văzut scoțându-mă vreodată în lume? Și când te gândești că abia aștepta să se însoare a doua oară. Când rămâneam singură acasă, îmi ziceam: e bietul tata, nu mă lasă să mă văd cu oricine, pentru că n-am cu cine ieși. Dar dacă se însoară, o să ies cu mama mea vitregă. Și acum poftim, s-a însurat, dar asta nu ne folosește la nimic, nici mie, nici dumitale. E un urs, fetițo. Dacă nu petrece dumnealui, nu să-i să nu petrecem nici noi. Aș să fi văzut-o când eram fată de măritat. Nu era petrecere de la care să lipsesc. Uite cum mă vezi și cum te văd. Toamna ne duceam de 2-3 ori la teatru, iar în carnaval chiar de 5-6 ori. Când căpăta vreo loje gratis, mama ne lua la operă. Când era pe bani, că mai mergeam și pe bani la teatru, și mama cheltuia cu plăcere din bănișorii ei, ne ducea la comedie. Iar când nu ieșam nicăieri, uite cum mă vezi și cum te văd. Nu era casa plină de musafiri și răsuna de veselie. Veneau rude, prieteni. M-a mai picat și câte un tânăr. Dar uite cum mă vezi și cum te văd. Nu exista să fie ceva de șucheat sau vreo faptă de rușine. Cum mă vezi și cum te văd, cum mă vezi și cum te văd, uf, dacă n-a spus-o de 6 ori până acum. Acum nu zic aș fi de alea care mor să bată toată ziua caldarâmul. Nu, dar mă rog, dacă ar fi vorba pe din când în când, e de ce să nu zic că poate mi-ar place și parcă mie. Parcă eu? Ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine, care nu ies nici până în poarta acasă. Ba nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? De unde l-am scos doar nițeluș. Uite, atitica,
Vai de mine ce-am pățit, am crezut că mă târnuiește. De câte ori nu m-a certat pentru tine? Nu, zău, dar ce rău fac eu, spune și dumneata. Merem tu, draga mea, o să te măriți. Da? Dar eu așa da? O să-mi maci în zile. Adevărat, mămâncă, ce crezi, o să mă mări? Păi eu zic că da. Adevărat, cât? Păi o să te măriți, uite cum vezi și cum te văd, când o vrea cel de sus. Când o vrea cel de... Cum adică? El o să mă mărite fără să știu eu nimic? Nu vor fi prosti. Sigur că o să afli și tu. Până acum nu mi-a spus nimeni nimic. O să-ți spună de acum încolo. S-a pus ceva la cale? Da. Nu, bărbatul meu nu-mi dă voie să spun. Ba nu, te rog, nu se poate fi cu minte. Dacă spui, în stare să sară la mine ca un balau. Nu, n-are să afle că mi-ai spus. Parcă tu cum mă vezi cum te văd, nu o să-i spui că... Nu-i spun cum mă vezi și cum te văd. Ce ai acum, mă vezi și cum te văd? Știu, nu? Am așa un tic, mă ia gura pe dinainte, fără să... Cumva mă ia peste picior, drăcoică ăsta. Zău, zi odată, mămucă, te rog. Ia, vezi-ți de lucru. Hai, dă-i zon. Ai terminat ciorapora? Uite, acuși. Dacă vine dumnealui și nu-i gata ciorap, o să strige că ai stat iar în balcon. Și eu nu vreau cum mă vezi și cum te văd. E fi mi-ar mărava furisit să-mi fie. Ce? Uite ce repede merge. Dar zi-mi ceva de tânărul ăla. Tânărul ăla? Care ăla? Doar acum ai spus că m-a mărit. Poate. Ai, măicuță dragă, măicuță, dacă știi ceva, spune-mi zău, te rog. Nu știu nimic. Ai, mamă, ai, nimic, tot nu vrei să spui nimic. Hai că m-ai plictisit. Cine al dracului, dracu? Cine să fie al dracului? Dracu. Bine. Cum nu-i un suflet să mă iubească și pe mine pe lumea asta? Nu te iubesc eu. Încă prea mult nesuferit-o. Da, dragoste de mamă vitregă. Cum? Nu, n-am zis nimic. Hai. Și la urmă urmi. Ea nu mă sâcăi prea mult că pe urmă știi. Parcă nu înghit eu destul în casa asta. Am un bărbat care mănâncă zilele de dimineața până seara cu cicăreala. Colac peste pupăză mai trebuia păca cum mă vezi și cum te văd și o fată vitregă. Dar fie că și dumneata prea de super din nimic mă muncă. Aici cam are dreptate. Pe vremuri eram altfel. M-am prostit. Dar vorba aia, când stai cu băgariță, vrei să zbieri. Uite-l că a venit. Vine titil ca pisica. Sărut mâna, tată. Sluga dumitale, nici nu ne spui bună ziua? Vedeți-vă de treabă. Nu mai pierdeți vremea cu politicienii. Am lucrat până acuși. Uite, ciorapul e aproape gata. Acum îți închipi poate cum mă vezi și cum te văd că suntem plătite cu ziua. Ai, dumneata, de când te știu, ești gata. Păi, să nu zic vorba aia, ești gata să răspunzi. Te rog, tăticule, măcar în ultimile zile de carnaval nu mai striga. La urma urmei, să nu mergem nicăieri. Dar cel puțin să fie voie bună în casă. Păi rabdă dumnealui o zi fără ceartă. Ia te uite, o auzi, dar ce sunt eu? Tătar, iară sălbatică, ce mă tot jelit? Și mie îmi place tot ce e frumos. Dar să-ți ia lucruri curat și cinstit. Știi ce, tată? Du-ne și pe noi la plimbare cu măști. Cu ce? Cu măști? Acum la păcă pantaliile. Cum aveți voi atâta lipsă de obraz încât să-mi cereți mie să vă scot în lume cu măști pe el? Și văzutu-m-ați voi pe mine că... A, chiar că zic vorba aia, ascunzându-mi vreodată fața sub obraz de carton, nu mă face să merg din sărit. O fată n-are voie să umble mascată. Dar o nevastă. Nici o nevastă, nici? Atunci și celelalte neveste cum mă vezi și cum te văd, de ce umblăm? Vezi cum te văd, eu mă închisesc de casa mea, nu, dar altora. Fiindcă, păi să nu zic eu vorba aia, fiindcă ești un urs. Doamnă Margarita, bagă smințele în cap. Și pune Lunardo, nu mă întâlnă, dar ce pustii de ceartă, tot aia și tot aia. Tu nu auzi tot ea, mereu ea. Că acum, zic vorba aia, ți-ar de râs, Dumitale? Ți-ar fi rău și că râd? Hai, veniți încoace amândouă și te ascultați. Suntem în carnaval și țin să vă bucurați și voi, să petrecem o zi bună. Nu mai dar da Dumnezeu. Bine, dar întâi spune să vedem. Ia că și azi nu o să mai fim singuri la masă. Nu? O să mâncăm. Unde, bravo, unde, tăticule? Aici. Adică aici unde? Adică aici acasă. Acasă? Da, doamnele mele, la noi acasă. De unde ați fi vrut să mergem la crâșmă? Ce? Eu în casa altuia nu intru. Și nu intru de n-aș zice vorba aia, fiindcă nu s-a născut cine să-mi dea mie să mănânc de pomană. Bine, acum nu te mânia, vorbește cu mine. Zi, vrei cum mă vezi și cum te văd să poftești pe cineva la noi? A, ce să mai vreau, că i-am și poftit. Vin aici cu toții și să vedeți ce bine o să ne fie. Și pe cine ai invitat? A, niște oameni, toți dintr-o bucată. Numai să nu fie din aceeași. Doi din ei sunt însurați, vin aici cu nevestele și o să petrecem strașnic. Vai, ce bine îmi pare, ești un scump, tăticule. Și cine sunt? Știi că ești curioasă de ușoară. Acum de ce nu ne spui, nu tot
doctor să vină. E, asta e, cum să nu vă spun? Vine jupân Canciano Tartufo, jupân Maurizio de Destrope și jupân Simon Maruele. I-ai ales până i-ai cules. Ce vrei să spui? Nu sunt oameni dintr-o bucată? Și încă cum, din aceeași. Trei sălbatici ca și dumneata. Va să zic că azi pentru voi omul dintr-o bucată e un sălbatic. Păi să nu zic vorba aia. Și știi de ce judecați așa? Pentru că voi femeile sunteți dărăvite. Nu vă mulțumiți cu lucruri cuvincios. În casă vă simțiți ca în pușcărie. Dacă rochile nu sunt scumpe, vi se par că sunt urâte. Dacă n-aveți cu cine să trâncăniți, vă apucă urâtul, vă cade tavan în cap. Însă dacă vrea omul să-și vadă liniștit de casa lui, să fie serios, să ducă o viață cum să cade, atunci, păi da, și când voi zice vorba aia, eu scoateți că-i plicticos, că-i băderan, că-i salvatic. Așa-i sau așa? Nu vreau să ne certăm, așa că e așa. Deci o să avem la masă pe Felice și pe Marina, da. Vreau să zic că vezi și tu că e așa. Parcă mie nu-mi plac legăturile cu oamenii. Fiecare cu nevestica lui, fără nu mă înțelegi încurcături care... Vorba aia. Ce cași gura la noi? Acolo vorbesc cu tine. Și sunt lucruri pe care nu-mi face să le aud și eu. Abia aștept să scap. Cum merge cu... Mai am să-ți povestesc. Ia, ia șterge-o tu, dai. Da, ce fac eu? Șterge-o când îți spun. Na, m-ați văzut tot venit, nu pe mine. O, a ieșit sau vrei să te prezlești? Auzi, ce spune, măicuță? Du-te, dacă zice tata să te duci, ascult. Hai. Oh, să fi trăit, mămica mea bună. Da, cu gata. Dacă o vii să iau vreun ocofan, îi scot sufletul. Dragă jupune Lunardo, cu ea de față nu poți să-i ciupa. Dar vorbind drept, prea te porți aspru cu biata fată. Vezi cum înjurești ca un nepriceput? Eu o iubesc, dar nu vreau să-i dau nas. N-are parte mititica, nici măcar de-o petrece. No, fetele să stea acasă, nu să umble razna. Dar pare modată la o comedie. Nu, 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 nu. Când o-i mărita, o vreau să-i pot spune lui ciocul său. Ia-o, jupâne, poftim, ce-o dau, dar să știi, să nu zic vorba aia, că nici mască pe obraz nu și-a pus vreodată, nici piciorul în teatru nu i-a călcat. Dar vorba e, merge treaba cu măritișul? Și i-ai spus fetii ceva? Zau nimic. Nu cumva. Zau că nu cumva. Păi eu cred că am și măritat. Cu cine? Se poate ști? Dar să sigur, nici măcar vântului să nu-i șoptești vreo vorbă. Cu băiatul lui jupân Maurițiu. Cu Filipeta. Stați! Să nu scoți o vorbă. Taci, taci, taci. N-am naiba cu atâta taină, că doar nu-i ceva de contrabandă. Nu vreau să-și vâre nimeni nasul treburile mele. Și se face repede? Repede. S-a hotărât să o ceară? Pic fără îndoială, i-am și promis. I-ai și promis-o? Da, da. De ce te miri? Cum, fără să-i spui nimic fetei? Că eu sunt stăpână. Și ce zestră îi dai? Cât vreau, atât îi dau. Da? Dar atunci eu cum mă vezi, cum te văd, ce mai sunt aici? Statuie? Mie nu mi se spune nimic? Păi spusei chiar acum cum mă vezi și cum te văd, nu spusei? Bine. Dar fata când o să afle? Când s-o cununa. Și înainte nu o să se vadă deloc cu băiatul? Nu. Dar ești sigur că o să-i placă? Eu sunt stăpânul. Bine, bine, fata adumitale, eu nu mă amestec, fă ce vrei. Vreau să nu fie nimeni care să poată lăuda că mi-a văzut fata. Cel care o vede trebuie să se cunune cu ea. Asta e. Dar dacă după ce o vedeau, nu o să mai vrea? Da, tată, să mi-a dat cuvânt. Frumoasă cununie. Da, ce-i vrea, mă rog, dumneata? Întâi să se iubească și pe urmă să se cunune. Stai, ia-uzi. Bate cineva, mă duc să văd. Las, că se duce slujnica. Vieni acolo, face paturile, mă duc. Nu, vreau să te arăți în balcon. Ți-e frică să nu cadă, ai? N-auzi că nu vreau să te duci? Eu mă duc. Eu sunt, să nu zic vorba aia, stăpânul. Eu sunt stăpânul. Păcatele mele, de ce om am avut parte în viață? Se răscolește întreg pământul și nu mai dai peste unul ca el. Vai, și în așa fal m-a nebunit cu, să nu zic vorba aia lui, că uite cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai pot răbda. Deci cine? Cine? Jupân Mauriciu. Tatăl logodnicului. Stoci! Iar el. A venit ca să cădeți la învoială? Da, treci dincolo. Cum? Mă dai afară? Da, doamnă, șterge-o. Nu vrei să auzi și eu? Nu, doamnă. Iertă-te, dar ce știu aici? Eu sunt stăpânul. Și eu nu-s nevasta stăpânului. Șterge-o când îți spun. Ursule. Grăbește-o. Sălbaticule. Ai ieșit? Satirule. Oh. Bine că s-a dus. Cu vorbă bună nu făceam să pleci. Până nu țip, nu pricep femeile astea ce-i dragostea. Eu o iubesc la nebunie, dar în casa mea stăpân sunt eu. Jupân Lunardo, sluga dumitale. Bun venit, jupân Maurizio. Am vorbit cu fiul meu. Ei, ai spus că vrei să-l însori? Da, i-am spus. Și el ce ți-a răspuns? Zice că se bucură.
dar s-ar bucura mai mult dacă ar vedea fata. A, nu, nu, asta nu se poate, nu, nu ne-a fost vorba așa, nu. Bine, 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 nu te supăra. Băiatul o să facă ce vreau eu. Când vrei, zestrea, să nu zic vorba aia, e gata. Am zis 6.000 de ducați, 6.000 îți dau. Și ți-i dau după cum se porunca. În galben de aur, în ducați de argint sau în bilete de bani. Nu, nu, bani pe șin nu vreau. Ori îmi dai un înscris pe numele meu, ori băgăm banii într-o afacere bună. Ei, cum dorești dumneatale. Și să nu te apuci să cheltuiești pe rochi, că nu vrei. Da, îți dau fata așa cum e. Are ceva lucruri de mătase? Da, acolo o boarfă, două. Da. Pentru că eu în casa mea nu vreau mătase. Da. Să-mi dea Dumnezeu zile multe, da. Și cât o-i trăi eu, nu o să poarte decât rochii de lână. Da. Și să nu prind nici cu mantile, nici cu zorzoane, nici cu volănașe, nici cu cingători și nici cu zuluf pe frunte. Este? Este. Așa-mi place și mie. Dacă îți privește juvaierul. Le fac verighete de aur. Iar la nuntă o să-i dau fetii o bijuterie care a fost a nevestii mie. Și o pereche de cercei de perle. Bun, bun, da. Nu cumva să faci greșeala să-i montezi după moda de acolo. Că doar nu-i fi nebună. Ce-i moda? Ce-are preț, montura ori piatra? Firește, numai că sunt puțini care judecă înțelept ca noi. Și mai puțini care să aibă chimirul plin ca noi. Da, și de-aia ne-au scos vorba că nu știm să ne bucurăm de bani. Nenorociți. Da. Cu metri, ce bucurie mai mare decât să poți spune... Am ce-mi trebuie, nu duc lipsă de nimic și când am poftă pot să cheltuiesc și 100 de țechi. Așa, așa, bun, așa. Și să mănânci pe 500 claponi grași, cuicuțe fragede și pulpă de vițel. Și pentru noi toate sunt mai bune și mai ieftine că ne plătim cu bani gheață. Iar în casele noastre nu există gălăgie orice ondăneală. Nimeni care să ne încurce socotelile. Sau să-și vâre nasul în treburile noastre. Noi suntem stăpâni. La noi nu cântă găina. Și copiii stau smirnă. Așa mi-am crescut fata. Și să mai vorbesc de fiul meu. E un mărgăritar. Nu ți-ar cheltui el un crăițar fără rost? Să știe de bine că... Da, fata mea, fata mea, să pricepem la orice. Am pus-o să facă de toate în casă. Până și... să spele vasele. Da, și pe fiul meu, ca să nu-i se aprindă călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și țese cu mâna lui găurile de la ciorap și să-și pună singur capac la nădreaja. Bravo, bravo! E foarte bine așa. Atunci să ne grăbim cu căsătoria asta. Când vrei cu metri, eu sunt gata. Păi, astea aștept la mine la masă. Și știi de ce? Că doar ți-am spus. Am niște brânzeturi, să nu zic vorba aia, nu poți să te apropii de miros. Bă, grozav. Le stinge, măi. Și o să ne distrăm. Și o să râde. Și pe urmă să mai spună că suntem sălbati. Caragioși, dragule. Am văzut cum stau lucrurile în casa viitoarei mirese. Iată ce se petrece în același timp în familia băiatului care va fi în curând logodnic. Cine poate? Mare minune că ai venit să mă vezi. Am ieșit de la prăvărie și în drum spre casă m-am abătut întrebuș pe la dumneata să-ți sărut mâna. Bravo, Filipeto! Bine ai făcut! Da, ia spune, nu vrei tu să-ți dau ceva bun de tot? Să rămână tășică, dar trebuie să dau fugă acasă, că dacă ajunge tata înainte, vai de spinarea mea. Dacă îi spui că ai fost la Tușa Marina, nu o să-ți zică nimic? Ce să nu-mi zică? Nu-i mai tace gura, nu-mi lasă niciun moment liber. Dintr-un punct de vedere, bine face. Însă la Tușa ta trebuie să te las. Dar de câte ori ne-am spus eu, dar nu vrea să mă lase nici la dumneata, Tușică. E un încuiat ca și bărbat. Ce, e acasă unchiul Simon? Nu e, dar trebuie să vină din clipă în clipă. Și dumnealui, cum mă prinde pe aici, cum mai era trei păzește? Lasă-mi să-i meargă gura. Eu auzi drocie, ești doar nepotul meu, copilul surorii mele. După ce am pierdut-o pe ea sărăcuța, pot să spun că nu mai am pe nimeni pe lume afară de tine. Dar n-aș vrea ca din pricina mea să te certe și pe dumneata. Că despre mine, drag mami, n-avea tu nicio grijă. Mie nu mai atât tica, dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta. Că dacă m-aș lăsa ar fi vai de capul meu, din toate i-ar sărița în dorat.
să răscolești întreg pământul și nu crezi că ai dat un om mai bădăran ca al meu. Mai decât tata? Nu știu, dar da, cred că-l întreg. De când sunt pe lume tu și cu tata, odată nu m-a lăsat să mă distrez și eu cât de cât. Ziua treabă la prăvărie, treaba acasă. Sărbătoarea mai fac chicicolo ce trebuie, apoi fug acasă. Nu tu o plimbare prin grădina palatului, ori la castel, nici măcar prin piață. Nu știu dacă am trecut în viața mea de 3-4 ori. Ce face dumnealui, aia vrea să fac și eu. Adică seara până la 8 la prăbălie, apoi masa, apoi somn, suplapă, mamă. Vietu, băiat, zău să nu vorbesc cu păcat. Sigur că tineretul trebuie ținut puțin din scurt, dar nici așa. S-ar putea ca de acum încolo să se mai schimbe lucrurile. Păi, că ești doar băia mare, ar putea să-ți dea puțină libertate. N-ai aflat nimic, Toșico? Ce să aflu? De la tata, nu ți-a spus nimic? Nu l-am văzut, de nu mai țin minte. Așa că nu știi nimic? Nu știu, ce să știu? Da, dacă îți spun, te faci că nu știi față de tata. Mă fac? O vorbă să nu sufli, că-i bucluc. Păi dacă spun că nu e, nu. E bine, vrea să mă însoare. Adevărat? Cum mi-a spus-o chiar tânsul. Și ți-a găsit și mireasă? Găsit. Cine e? Da, mi-ai promis, nu sufli o vorbă. Sfârșește odată cum apucă dracii, drept ce mă e. Este fata lui jupân Lunardo Crozzola. Da, o știu, o știu. Lunardo ăsta e un prieten al lui bărbatul meu. Și tot atât de bădăran ca și el. E să știi că a tunat și a adunat pe tatăl mirelui cu tatăl mireții. Fata, ai văzut-o? Nu! Nu o să încheie contractul fără să ți-o arate. Bă, eu tare, mă tem că nu mi-o... E, pe naiba, păi dacă nu-ți place. Dacă nu-mi place, nu iau și gata. Ar fi mai bine să o vezi dinainte. Ar fi, dar cum dracu să fac? Spune și tu lui tată. I-am spus, dar nici nu vrea să audă. Dacă știi cum, ți-aș face eu serviciul ăsta. Ce bine ar fi. Dar vezi că nici ursul de Lunardo nu dă nimănui voie să-i vadă fata. S-ar putea pune la care vreo sindrofie. Ce-o fi căutând haimanaua asta aici? Sluga, unchiule. Salutare! Da, frumos îmi primești nepoțelul. Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd picior de lumederie. Ia te uită, dar ce? Ți-au tocit prea grudele mele să ceară ceva? Da. N-au nevoie de dumneata, da, așa să știi. Da. Odată trece și nepotul meu să-mi fac o vizită. Și dumneata, bombănești! Parcă ai fi trăit în pădure, sau parcă am fi de la țară. Om civilizat se cheamă că ești? Da. Bă, nu ești decât un mojic. Mojic? Ai isprăvit? Vezi că înainte de masă n-am poftă de ceartă. Ce ți-a făcut nepotul meu de naioc să-l vezi? Nu mi-a făcut nimic și chiar mi-e foarte drag. Dar știi bine că în casa mea nu-mi place să văd mutra nimănui. Nu te îngrijora, unchiule, că nu mai calc pe aici. O să-mi faci plăcere! Și eu vreau să calc. Eu nu vreau să calc. Să nu! Așa ceva, nu poți să nu-mi dai voie. Tot ce nu-mi face plăcere, nu dau voie. Slugă dumitare, unchiule. Fără loc! Ce-ai cu băiatul? Nu vreau să-l văd aici. Dar pentru ce? Pentru ce? Nu vreau să văd pe nimeni. Tu și cu, lasă-mă să plec. Bine, du-te, nepoțelul maichii, du-te. Lasă că vin eu la taică să rămână tu și cu. Sluga dumitale, unchiule. Călătorie sprâncenată! Ăsta nici nu se poate măsura cu tata. E de 10 ori mai necioplit. Frumos! De capuți! Ce o să spună bietul copil? Știi bine obiceiul meu. În casa mea vreau să nu mă stingherească nimeni. Și cu ce te încurcă el? Cu ce? Cu nimic! Dar nu vreau să mă împiedic de nimeni. De ce nu te-ai dus în odaia dumitale? Pentru că vreau să stau aici. La drept vorbind, e un băiat foarte drăguț. Ai târguit? Nu cu coană. Azi nu mâncăm? Nu cu coană. Nu mâncăm? Nu cu coană. Uite, astea mai lipsea acum, să te supești pe masă. Dacă te-ar auzi cineva, ar crede că sunt un om sucit, ori un ciufut, un ursus. Și mă rog, azi de ce nu mâncăm? Fiindcă mergem să mâncăm în altă parte. Și de ce îmi spui asta atât de drăgălaș? Ce? M-ai făcut să mă apuce iar rău meu. Vei de bărbățele, iartă-mă. Dar cu firea pe care o ai, scoți omul din sărite. Mă cunoști ori nu mă cunoști? E atunci de ce îmi faci scene de-astea? Doamne, multă răbdare îmi trebuie. Unde mergem la masă? O să vii cu mine. Dar unde? Unde o să te duc eu? Și unde o să mă duci dumneata? O să vezi unde. Și nu vrei să știu și eu unde anume? N-ai nevoie să știi.
Când ești cu soțul dumitale, știe el, vede el, gata. Să mor dacă n-ai căpiat. E musai să știu unde mergem, ca să știu și eu ce lume e pe acolo și să știu cum să mă îmbrac. Dacă e etichetă, nu vreau să rămân de râs. Acolo unde merg eu nu este etichetă. Și cu cine mergem? Mergi cu mine. Nu, nu m-ai înțeles. Vreau să știu cine mai vine acolo. Pentru dumneata, eu. Sucit mai ești. Ăla și dumneata ce curioasă. Zău să mă duc fără să știu unde. Tocmai cu coadă. Duce-mi zar numele dacă mă duc. Atunci o să rămâi acasă de da? Mâncată. Mă duc da. La cumnatul meu Mauriț. Mă rog, mă rog. Numai că jucând Maurițiu, cumnatul dumitale, vine la masă unde ne ducem și noi. Dar unde, unde? Vii cu mine și o să afli. Ah, adoratule și neprețuitule, drăguț Maiorca. Bate cineva. Hei, n-auziți că bate cineva? De una ca asta ar râde și curcile. Adică să mă duc la masă în oraș să nu știu unde. I s-a mai auzit una ca asta? Păi oricâtă poftă aș avea să petrec și eu un pic. Și am, dacă nu știu unde, nu mă duc. Dar cum să aflu, cum să aflu? Ah, ia te uite cine vine. Jupâneasa Felice. Dar cine mai e cu tânsa? Unul e tantălău de bărbat. Dar celălalt, cine ar putea să fie? Păi se putea să n-aibă dumneavoastră un cavaler codiță. Bărbasul leit cu al meu. Dar cum mătra Felice se ține tare, ce vrea aia face. Și tantălău se ține după ea ca un cotei. Olu, ce-o să mai urle al meu când o vedea atâta lume? E și urle sănătos. Ce, eu i-am poftit? Mojicii nu pot să le fac. Vă regăsiți cu mătră Maria. Bun venit cu mătră Felice, sluga dumneavoastră a tuturor. Sluga, va dumitale prea plecată slugă, doamnă. Mulțumim dumitale. Cine-i domnul acesta? Nu e de pe aici. E un cont, e un cavaler străin. Un bun prieten de-al bărbatului meu. Nu-i așa, Jufrân Canciano? O fi, dar eu habar n-am. Nu-l cunosc cu mătră Marina. Doamnelor, sluga dumneavoastră și prieten cu toată lumea. Nu poate fi decât un om de ispravă dacă e prieten cu jupân Canciano, nu? O fi, dar eu vă spun că nu l-am văzut în viața mea. Nu-l cunosc. Iubite domnule conte, iartă-l. Suntem în carnaval și soțului meu îi place să glumească. Vrea să o tachineze pe cu mătră Marina. Nu-i așa, Jufrân Canciano? Da, doamnă. Și reată mai e, doamne. Dar nu stați, luați loc. Vă rog. Da, să stăm puțin. Așezați-vă aici lângă mine, domnule conte. Soarta nu-mi putea alege un locșor mai bun. Atunci unde să mă așez? Tu te mai încolo, în spatele cu mătri Marina. Numai să știi, dragă, că dacă vine bărbatul meu, am pățit-o. Uite, acolo nu sunt scaune. Da, doamnă, mulțumesc. Iubite amice, poftim, te rog, dacă vrei, stai aici, fără ceremonie. Trec eu dincolo, lângă doamna Marina. A, nu, te rog, nu te mai deranja, domnule conte. De ce sunt politețurile astea? Ori poate-ți închipi că soțul meu e gelos. Hei, jupân Canciano, apără-te. N-auzi? Te crede gelos. Mă uimești, domnule conte. Soțul meu este prea om de lume și știe prea bine ce soție are ca să poată suferi de boala asta. Iar dacă suferă, trebuie să-i treacă imediat. Frumos mi-ar sta mie, femeie de lume, să nu pot face conversație fără gând ascuns cu un domn, cu o persoană atât de la locul ei, care veni la Veneția pentru aceste 4 zile de carnaval și care mi-a fost stăruitor recomandată de fratele meu de la Milano. Nu-i așa, dragă jupân Canciano? Da, cu coană, da. Ca să vorbesc deschis, eu mai aveam unele șovăieli, dar pentru că văd că domnul Canciano mă încurajează, nu-mi rămâne decât să mă bucur în liniște de cinstea de a fi cavalerul dumneavoastră. Oh, eu dobitoc, cine m-a pus să-l primesc în casă? Vă să zic că azi, cu mătră Marina, luăm masa împreună. Mă, de dragă, unde? Cum unde? Nu știu unde. Bărbatul meu mi-a pomenit ceva de masa asta, dar nu mi-a spus la cine merge. La cu mătră Margarita. La cu mătru Lunardo? Da. Atunci gata, am priceput, se face nunta. Ce nunta? Care nunta? Cine cu cine? Nu știi nimic? Nu, închipui. Știți, spunem tot. Veste mare. Am ghicit. Lucieta, da? Da, nicio vorbă. Da. Spune repede că vor. Numai să nu ne auntăm. Domnule Ricardo, văd că spui ceva soțului meu. Tu te mai aproape. Ține-l de vorbă. Eu chiar țineam să stau de vorbă cu domnul Canciano. Nu te deranja degeaba, că pentru mine e tot aia dacă vorbim sau nu. Vreau să-l rog să-mi dea câteva lemuriri. Când mi-o-i vedea ceafă. Hai,
Hai, dă-i drumul. Ce-i cu Lucian? Îți spun tot, dar încet să nu ne audă. Da, de ce nu vorbiți, domnule Conte? Da, da. Domnule Canciano, mi se pare că-ți vorbesc degeaba, nici nu mă asculți. Iartă-mă, dar eu le am pe ale mele pe cap și nu mai am timp să mă mai ocup și de ale altuia. Da, bine, 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 atunci nu te mai necăjești, sigur, fiecare cu ale lui. Totuși, pentru că doamnele vorbesc între ele pe șoptite, eu zic să mormăim și noi ceva. Ce-o fi numai să mormăim? Dar nu vreau să mormăi. N-am nimic de mormăit. Cum? Eu sunt scump la vorbă și nu vreau să știu nimic din ce se petrece pe lume. Oh. Nu vreau vești, nu vreau sindrofii, nu vreau și nu-mi place nimic. Și... Păcătul ar sfântul. Cine mai pomeni cum și n-a văzut-o deloc, deloc? Nici la față? Deloc, închipuiți, și nici nu vom să-i lase să se vadă. Asta ne întrece pe toate. Bietul băiat, nu știu ce aș da ca să o poată vedea înainte de încheierea contractului. E, dar la ea acasă nu se poate juce? Nici pomenă. Ia să ne gândim. Nu le-ar putea sluji la nimic ca valul ăsta? Mai încet că ne aud. În loc să vorbească, ne spionează pe noi. Puteți vorbi mai tare că noi discutăm între noi. Da, știi ce unde mergem diseară? Acasă. Și doamna? Tot acasă. Aveți sindrofie? Da, în pat. În pat? La ce oră? La două după miezul nopții. Mai vine cineva? Nu, nu viu decât eu și cu nevastă mea. Mă ia peste picior catărul ăsta. Ce zici? Îți place? Grozav și nu se poate să-mi iasă mine. Numai că nu știu cum să fac ca să vorbesc cu nepotul meu. Dacă îl chem acasă, se face foc bărbatul meu. Spune-i să vină la mine. Și Tasu? Se duce și el la masă la Leonardo. Cum o pleca? Să se ripeadă băiatul până la mine. Și de rest văd eu. Și trimit vorbă. E? Ce? Ați amuțit? Domnul Canciano n-are chef de conversație. Mă tem să nu fie bolnav. Vai de mine. Oh, sărăcuța de mine, ce mă fac? Ce ai jupă în Canciano? Nimic, ucoană. Dar cum va veni gândul că ar fi bolnav? Vorbea de sindrofie la două noapte. Sindrofie? Faci bine că te cauți, bărbate. Perfect. Du-te acasă. Da, îmi o să vii și dumneata cu mine. Ce firește. Ia stai. Ai uitat că trebuie să mergem la operă. Eu nu merg la nicio operă. Cum nu mergi? Oh. E sau nu e asta cheia de la lojă? Nu mi-ai cumpărat-o dumneata? Am cumpărat-o pentru că mi-ai împuiat capul. Dar la operă nu mergi și nu o să te duci nici dumneata. Dragul de el, iar glumește. Vezi, Marina, cum glumește. Iubiți, iubiților, care mă răsesc față. Și mă iubește. Mă iubește la nebunie. Dar de ce mi-a cumpărat el bilet de lojă? Nu? Ca să vină la operă cu mine. Puișorul meu cel dulce. Nu face mofturi că te-au toți dragi acasă. Asta nevastă model. Nu doriți să poftiți și dumneavoastră cu noi în lojă, domnule Conte? Că e loc, nu, Canciano? Da, cupoană, da. Ea cântă și eu joc, luam martos. Marina! Aoleu, bărbatul meu! Da, dragă, da, dragă! Ce-i tărăgia asta? Ce-i aici? Ce face? Cine-i dumnealui? Jupâne Simon, toată cinstea, plecăciune. Slugatul mitare! Ai! A venit să-ți facem o vizită, să te vedem. Pe cine? Pe dumneata? Nu-i așa, jupân Canciano? Da, cu coană, după. Marina, șterge-o de aici! Hai, pleacă! O să fac asemenea mojicie musafirilor. Mi-o iau asupra mea! Dumneata, șterge-o de aici! Treci dincolo! Du-te, Marina, dragă! Ascultă-ți soțul când îți cere ceva. Uite, ia pildă de la mine. Mi-e o vorbă, dacă îmi zice Canciano, numai decât mielușel. Du-te, du-te! Am înțeles, am înțeles. Cu bine, domnule Conte! Mă închin, doamnă Marina! Luga dumneavoastră! Supusa dumneavoastră, domnule Conte! Luga dumneavoastră, doamnă! Acum știu de ce tacu mătră felice, dar viața asta mai departe nu mai duc! Și mă rog, dumnealui cine e? Întreabă-l pe soțul meu. Dacă voi să știți cine sunt, nu e nevoie să vă bosiți întrebând, vă spun eu. Sunt contele Ricardo Delia Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și serple plecat al doamnei Felice. Și dumneata raps ca soția dumitale să umble cu astfel de persoane? Și ce vrei să fac eu acum? Uită-te la ei! Tu! Tot e bine crescut că ne-a lăsat aici fără să ne spună marș afară. Domnule Conte, acum vezi deosebire? Bărbatul meu n-ar fi în stare de așa ceva. E un om foarte politicos. Ah, dar ce rău îmi pare că nu vă putem pofti să luați masa cu noi. Suntem invitați.
Dar de seară mergem împreună la operă, domnule Conte. Nu-i așa, Jufân Canciano? Numai că eu am spus și-ți spun că... Rița! Oh. Haideți amândoi! Mișcă-mă, totolule! Acasă la Lunardo se fac ultimile pregătiri în așteptarea musafirilor, care nici nu știu că au fost poftiți la o logodnă. Vai, mamucă, vai, ce rochie frumoasă! Și-ți stă, n-am ce zice. Ce să fac, fetiță? Dacă ne vine lume bună, vrei să mă vadă așa, cum să zic, cum mă vezi și cum te văd, ca o mahalajaică? Da, eu? Pe mine cum o să mă vadă? Tu, ca fată, ești foarte bine așa cum ești. Da, sunt foarte bine. Adică nu-s bolnavă. Da, mă simt foarte bine. Ce pot eu să-ți fac, draga mea? Tu știi cum e tatăl tău. Te poți înțelege cu el ca lumea? Dacă îi spun să-ți facă și ție o rochie, îmi sare în cap. Zice că fetele trebuie să umple dezbrăcate. Adică vreau să spun îmbrăcate simplu. Pe urmă, urme, cum nici nu ești copilul meu, nici nu pot îngădui să stăruiesc prea mult. Da, lasă că știu că nu sunt copilul dumitale. De ce vrei să spui? Poate că nu țin la tine, nu? Da, nu zic că nu-i fi ținând, dar nici că te prăpădești cu firea pentru mine, nici asta nu zic. Dacă aș fi fata dumitale, nu mai lăsa când vine lume în casă să stau cu jorțul ăsta pe mine. N-ai de gând să ți-l scoți? Scoate-ți-l. Și dacă-l scot, ce scofană? Dacă-l scoți, cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai ai pe tine. Crede că nu știu cât bat joc de mine. Zău că mă fac să și râd. Ei, ia spune, ce vrei tu de la mine? Aș vrea să arăt și eu ca alte fete. Îi spune-i lui taică-tu. Nu, da, da. Vreau să chem eu cu șapelul cu un croitor ca să-ți fac o rochie într-un minut. Nu-ți cer să-mi faci o rochie nouă, dar să am și eu acolo măcar o podoabă. Uite, n-am la mâini nicio pârlită de dantelă. Mi-am atârnat garda asta de gât de mi-e mai mare rușinea. Asta e de pe vremea bunicii. Prin casă mai merge cu straiele astea, dar aș vrea să le împrumutete și eu cu ceva. Ce naiba, nu sunt tot cerșetoare. Sunt și eu fată tânără și cred că mi-ar da bine să mă gătesc puțin. Ia stai, ia stai. Dacă te mulțumești cu o periche de mânici, îți dau eu dintre ale mele. Vrei da? Și rat de mărgere? Ei, bada, ți-am găbuși. Minire de ea, săraca, n-ai fi bine ce mai cum mă vezi, cum te văd, suntem toate o apă. Dă vina pe tata, dar mi se pare că dumneavoastră e aia care nu vrea. E drept că tata e un bădăran și nu-i prea place să vadă în casă lucruri drăguțe. Când are însă dânsa poftă să-și facă o rochie, și-o face și pe el îl lasă să urle cât o vrea. Dar la sărăcuța de mine nu se gândește. Zi, mamă, vitregă și pace. Parcă n-aș cunoaște-o. E necaz pe mine că-s mai tânără și mai frumoasă decât ea. Nu-i prea convine că sunt și eu aici în casă. Când îmi spune fata mea, îi se străpăzește gura. Când îi spun eu mamă, îi se pare că o îmbătrânesc. Hai, scoate-ți șorțul. L-am scos. Vino, să-ți spun mânecuțele. Am prins să le văd. Uite-le, sunt aproape neatinse. Ce se fac cu cârpele astea? Să spăl vasele? Cum ai zis? Cârpe? O frumusețe de mânești de tulpan pe care nu le-am pus decât de 4 ori. Nu vezi ce mătătălite sunt? Dar știi că ți-ai luat nasă la purtare? Dar ale dumitale ai avut grijă să fie curate. Și poate vrei să te așezi pe aceeași treaptă cu mine, nu? Te uit. Astea sunt mânecile, vrei le pui, vrei altele mai frumoase, caută-ți. Vino aici. Ce ți-ești cu năzurățele astea? Cu cât faci mai mult pentru ele, cu atât ți-a prins paie în cap. Cam mult mai faci pentru mine? Chiar mai mult decât trebuie. Dragă mamă, vezi să nu te topești. Ești cam o brasnică. Și nu-ți munce așa, că nu sunt vita. O, prințesă, că nici nu mă mai apropii de tine, că prea ești delicată. Mi-ai adus margelele? Nu ți-am adus nimic, ca să nu te mai zmucesc. E, mămică, dragă, dulce. Eu proastă, să mă prăpădesc cu firea pentru o brasnică asta. Ei, ce te-am mai găsit acum? Ce ai? Acum ce te-mi urlești? Ce ți-am făcut? Ei, să vezi tu cum mă supăr eu acuși de-a binelea. Mi le dai? Hai, vină un cuă. Cine știe ce vechitură o fi. Cum? Nimic. Mereu bombănești. Uite o mărgea spartă. Ei, și ce? Acum să te omor? Dă-mi un cuă. Și mai respiră-ne puțin pe celălalt. Dacă o fi toate sparte? Acum ți le iau. Și dacă ți le iau, nici nu ți-l mai dau. Zău, mămică, mereu te superi pe mine. Dacă nimic nu te mulțumește. Îmi vine bine? Foarte bine. Mă prinde? Grozav. Merge ca obrazul meu? Minunat. Dacă o chită mai e. Ce sunt proastă să o cred? Să o văd eu în oglinjoara mea? Umbli cu oglinda în buzunar. Una mică. Atât îți trebuie să te vadă tata. Nu mă vede dacă nu-i spui dumneata. Poate de seamă. Uite-l. Dracu mea de viață, că nici n-am apucat să mă văd ca lumea. La, 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 la.
Ce înseamnă asta, doamnă? Ce eroic asta? Te duci la vreo recepție? Ia te rog să nu începi. Auzi, colo, o dată pe an mă îmbrac și eu și dumneavoastră mă bârie. Ți-ai teamă cum mă vezi cum te facă de ruinez. Dar despre mine să nu zic vorba aia, poți să faci praf și o roche pe săptămână. Slavă Domnului, am de unde. Și nu sunt nici de aia, deci mănâncă de sub unghie. Dar azi vâr lor când 100 de ducați. Dar nu pe izmenel de-astea. Dar ce ori să zică prietenii pe care îi așteptăm la masă? Oameni serioși, că ești delfina Franței? Eu nu vreau să-și bată lumea joc de mine. Ce bine pare că o ceartă. Dar cum îți închipi dumneata că or să vină gătite celelalte? Într-o gheată și un papuc? Treaba lor cum o să vină. În casa mea însă nu admit niciun fel de schimonosel. S-a înțeles? Nu vreau să ajung în restul lumii. Tocmai, tocmai, tăticule, așa i-am spus și eu. Așa, așa, tu să fii fată cu minte, să nu te iei după dânsa. Nu. Ce sunt bazaconile astea pe care ți le-a trânat de gât? Nimic, tăticule, ce să fie? Acolo niște zdrențe, niște vechituri. Poate smargele de la gât. Tocmai, tocmai, așa i-am spus și eu. Nu, acum, tăticule, că suntem în carnaval. Ce? Ce e carnaval? Ce, tu ești darea de umblă cu mască? Haide, fără mofturi. Azi primim lume. Și n-am chef să se spună că eu am o fată zmintită. Și că ea are un tată fără minte. Dă mărgele. Nu. Dar zdrențile astea ce sunt? Mânici de dantelă, felul că mă apucă greața. Cine ți-a dat așa ceva? Mama. Păi, ești nebun așa încreșfată. Dacă nu-i fac gusturile, zice că n-o iubesc, o urăsc. De când ți-au intrat în cap asemenea sticleți? De când am văzut-o pe Dumnezeu așa de frumos îmbrăcată. Auzi? Uite unde duce pilda prost. Ea e fată și o femeie măritată. Măritatele să fie pildă bună, fetelor. Eu nu m-am măritat cum mă vezi cum te văd, ca să-mi iau câmpii din pricina copiilor dumitale. Și nici eu nu te-am luat, că acu zic vorba aia, ca să-mi faci casa de râs. Cinstea pe care ți-o fac eu e mai mult decât merit. Du-te, du-te imediat să te dezbracă. Nici rup tu capul ăși. Ei, atunci n-o să vii la masă. Da, cum mă vezi cum te văd, o să viu. Dar eu, tăticule, pot să viu la masă? Da, scoate-ți farafasticurile astea de pe tine. Sigur, tăticule, sigur, dacă zici tu le scot. Eu nu ți-e din cuvânt. Ai dreptate, cum de nu mi-a fost rușine să le port? Vezi, vezi, uite cum se cunoaște buna creștere. Ah, biata nevastă mea din trici. Aia femeie înțeleaptă. Egală, cum am fost atât de nebun încât să mă însor a două oară? Dar eu, cât de proastă am putut să fiu să mă mări cu un necioplic ca tine. Da, ești nenorocită, ai? N-ai ce mânca, n-ai nici de unele, n-ai nimic, n-ai... Și-o tot te mai tărești! Auziți-l, dacă o femeie are ce mânca, după dumneavoastră nu mai are nevoie de nimic altceva. Și de ce poate să mai aibă nevoie o femeie? După ce dușindu-i dumneavoastră? Lasă, nu mă face să vorbesc. Scape! Da, ce vrei? Du-și și tu vreun jind? Fără! Nu, vreau numai să-ți spun că eu nu mai pun nimic pe mine niciodată fără să te întrebi pe dumneata. Da, bine, bravo, bă, așa, așa, da. Să știi chiar dacă mi-a dat voie mama. Zi, zi, mironosițo, zi, parcă nu ne-am cunoaște. În față ești cum mă vezi, cum te văd o prefăcută, nu ieși de cuvântul dumnealui. Și în spate îl faci cu ou și cu oțet. Eu, da, da! Bără, bără, Luceta, bără! Luceta! Poftesc să tagi gură! Nu se vorbește. Să faci bine, să o respecti ca pe mama ta adevărat. Pe mine nu poate să se plângă Dumnezeu, iar eu... Tu dacă vrei să nu zic vorba aia, cât aș zice o să te și văd dezbrăcată. Hai! Vorbești serios? Vorbesc serios? Mor de bucurie! Mai repede fac rotea, praf! Brav, brav! Începe că te ajut și eu. Tăticule, vine cineva! Măgare, uite cum se grăbesc să te abuz la în casa omului. Șterge-o de aici! Dar de ce? Nu vreau, vreau să te dezbracă. Cum o spune? Haide, pleacă! Luceto! Nevastă! Ce vreau? Sluga dumitale cu mătră Margarita. Sluga dumitale cu mătră Marina. Sluga! Sluga dumitale, fetițo. Jupâne Simon, sluga dumitale. Sluga! Cum e trei, Lunardo? Ești supărat? Se întâmplă. Mulțumesc, șterge-o. Nici moartă nu m-am mișt aici. După cum vezi, jupâne Lunardo, am venit și îți mulțumim de invitat. Smintita de nevastă mea și-a pus în cap să mă otrăvească pe ziua de azi. Dar cum e Maurizio, n-a venit încă. Ce poate să-și zică Simon în sinea lui când o vede pe nevastă mea așa de împopoțonată? Nu vezi că nici nu te bagă în seamă, bărbate? Ce-și lasă dumitale? Dacă-ți gura! O să mor de politeți. Te rog, mătră Marina, scoate-ți puțin șalul ca să văd mai bine rochia. Nu groasă, draga mea. Dumneata treci dincolo și scoate-ți nu numai șalul, și rochia. Auzi că, mătră Marina, ce că să mă dezbrac de tot? Nu-i așa că-i caragios, bărbatul meu? De mine să nu te rușine. Dar cine te-a pus să nu zic vorba aia, să te stimulosești în halul ăsta, să mă tripod eu cu polaroichii? Politețea asta să mănânce zilele.
Dar pe Marina, cum mă vezi și cum te văd, nu vezi cât e de gătită? Dumneaei nu e la ea acasă, dumneaei a venit în vizită, iar dumneata ești la dumneata acasă. Eu m-am ciorovit două ceasuri cu apucata asta de nevastă mea, care nu s-a lăsat până nu s-a îmbrăcat, cum o vedeți, după capul ei. Trimite acasă să-ți aduc o fustă și o bluză. N-aveți să nu trimit. Haide-mi dincolo cu mătră Marina. Auzi de, parcă ne-am tigătit în cine știe ce brocat. Capete de bărbați, să ai rochi și să reții în ladă. Ac, să vezi, dragă, pe Felice ce gătită e. Dumneata, ai văzut-o? A fost la mine. Cum era, dragă? Avea o mantilă, dar ce mantilă, o frumusețe. Auzi, jupune, Leonardo, ia aminte, Felice, cum o vezi și cum te văd în mantilă. Ei, te nu mai pot. Dar dacă nu vrei să-ți spun vorba aia, află că rochia asta e o nerușinată. Și rochia? Ce rochia avea? Cu fir de argint. Auzi, bărbățele, cum mătra Felice are roche cu fir de argint. Și dumneata zbier și urli pentru zdreanța asta de mătase. Acu' s-o scoți. Asta să creadă el. Hai cu mătra Marina, că dacă ne-am vrea după capul lui, mi-am găsat niște zdrențe la spate. Acum e vremea să mă îmbrac cu ce am, cât sunt tânără. Și când te gândești că trebuie să mă mulțumesc cu un astfel de necioplit. Dacă altceva mai bun n-am găsit. O să mă bagi în primejdie, femeia. Dragă jupân Leonardo, crede și dumneata, fii mai înțelegător, are și dânsa ambiție de cucoană, nu? E, da, nu zic, prin casă n-avea nevoie de atâtea zorzoane. E, dar ce vrei, e tânără și de mai neștiutoare. Mitale, să stacă fleanca! Uită-te mai bine în ce hal ești, gură spartă! Dacă n-ar fi respectul pentru casa în care mă aflu... Și ce-ai face? Ți-aș spune vreo două să nu le poți duce, ursul dracului! Dacă vrei să-ți fie viața dulce, însoară-te! Ți-aduce aminte de prima mea nevastă? Ce femeie bună, ce blândețe! Asta e o scorpie? Eu am fost și mai dobitoc, pentru că eu niciodată n-am putut să sufăr muierile. Așa mi-e felul. Și poftim cu cine să mănânc zilele, cu pielițata asta! În ziua de azi, mai bine te lipsești de însurătoare. Dacă ții muierea în frâu, că ești sălbate. Dacă o lași să scape din graști, ești neghiob. Eu dacă n-aveam pe fiii mea pe cap, uite, nu vreau să zic vorba aia, dar îți spun pe cuvânt că nu mă mai însuram. Parcă am auzit că-ți măriți fata. E adevărat? Cine ți-a spus? Nevastă-mea. Cum? Cum de aflat? De unde? Cred că de la nepotul său. Filipeta? Da, Filipeta. Ah, derbedeu, palavragiu, mai muțoiu. Tatăl s-o i-a spus secretul și el așa a alergat să bată toba. Acum văd că nu e cum l-am crezut. Nu e ginerele care îmi trebuie mie. Parcă îmi pare și rău că i-am promis fata și nu știu ce mă ține să nu zic deodată vorba aia și să stric pe loc în voială. Te supără că i-a spus mărturisii? Da, mă supără, fiindcă cine nu știe să-și ție gura, nu e om cu scaun la cap. Și cine n-are scaun la cap, nu-i bun de însurat. Ei, da, asta așa e. Numai că azi tinerii nu mai sunt ce erau pe vremea noastră. Mai ții minte? Doamne ferește, n-am fi ieșit din vorba ta. Eu aveam două surori măritate și nu știu dacă le-am văzut de 10 ori în viață. Ce să mai spun de doamna maică mea? N-ajungeam niciodată să vorbesc cu ea. Uite, eu până azi habar n-am și aia operă ori comedie. Ba, pe mine m-au dus odată într-o seară cu Deasila la operă și am tras un pui de somn. Am sfărăit ca în patul conjugal. Când eram copil, mă întreba tata câteodată: vrei să te duci la bâlci sau vrei să-ți dau doi gologani? Alegeam, fără multă vorbă, gologanii. Dar eu, el și mie îmi dăruia câte un ban la zile mari. Și eu am pus bănuț lângă bănuț până am strâns 100 de ducați, pe care i-am pus cu 4%, care face cam acum 4 ducați mai mult venit. Când pritocesc ăștia 4 ducați dintr-o palmă în alta, simt o plăcere nebună. Nu din zgârcenie pentru 4 ducați, dar mă bucur că pot să mă laud spunând: uite, pe ăștia i-am câștigat când eram copil. Arată-mi dumneata azi un singur tânăr care să facă la fel. Toți aruncă banii, să nu zic vorba aia, cu lopata. Da, și de-ar fi să arunce numai banii, dar să aruncă și pe ei, își aruncă viața. Și asta și că de dragul libertății. Da, domnule! Cum învață unul să se încheie singur la nădragi o șia raznă? Dar știi dumneata cine învață?
Mamele! Mie îmi spui, știu eu niște lucruri despre ce în mintea femeilor răsura de mi s-a făcut părul măciucă. Da, numai ce le auzi. Bietă, băie, să petreacă, mititero, da. Dă-ți mai să-l doboare melancolia. Și când vin musafiri în casă, îl și cheamă numai decât. Vinam cu abăiețelul, maică. Ia nu mai privește-l cum îl lucrezi, eu vezi și obrăjoare, are sflețelul, maică, ca niște cirece coapte. Nu-ți vine să-l mănânci? Păi, nu că vreau să-l laud cu mătră, dar ce nu știe de toate, dansează, joacă cărți, face poezie și are și o drăguță, știți? Că iar de dansurătoare. Să mor dacă nu vorbesc chiar așa, nerușinatele. Femei cu minte, seacă. Asta ce mai e? Dar ia zi, închei astă seară contractul cu Ser Maurițiu? Hai să trecem în prăvălie și spun eu tot. Nevastă mea o să stea dincolo cu adumitale? Ei, da, nu vrei să... Ba da, dar să nu mai fie nimeni. A? Vreun... În casa mea, fără știrea mea, aici nu calcă picior de bărbat. În schimb, dacă ai ști... La mine azi dimineață, dar lasă, nu-ți mai spun. Nu, spune, ce s-a întâmplat? Bine, hai că spun. Femei, zile femei și iar femei. Să nu zic vorba aia, dar cine a spus nevastă, a spus năpastă. Cine a spus muiere, a spus fiere. Așa-i cu mintea. Sănătoasă vorbă. Totuși, ca să fiu sincer, sincer, să vorbesc, la, să nu zic vorba aia. Mie încă îmi plac. Dar mie. Însă, acasă. Singuri. Cu ușile zăvorite. Cu balcoanele închise. Și să-și cunoască lungul nasului. Să-și ia nasul la purtare. Să fie supuse. Să joace cum le cântăm noi. Cine-i bărbat? Cine-i biciu sus? Cine nu-l ține sus, nu-i bărbat. Au plecat. Vino cu mătră Marina. Au plecat. Fă asta pentru mine, hai, te rog. Chiamă-o și pe Luceta, vorbește-i de băiat, de Filipeto. Îi facem și eu plăcere și auzim și pe ea ce spune. Crede-mă cu mătră Marina că nu merge. Ei, nu, de ce? Eu nesuferită. Eu mă dau peste cap să mulțumesc și ei cu mine cum mă vezi și cum te văd nerecunoscătoare și obraznică și ipocrită cum nu se mai poate. Fată dragă, mai trece și dumneata cu vederea, tinerețea izburdalnică. Dar ce, Luceta, mai e un copil? Câți ani? Trebuie să ai 18. Ei, nu mai spun. Iar îți spun eu. Nepotul meu acum împlinește 20. Ca vârstă se potrivesc. Și pe deasupra e un băiat foarte bun. Bine, dacă e să vorbim și Luceta, ca să spun drepnic, nici eu, fată rea, nu. Da. Dar are toane. Uneori mă omoară cu dragoste. Alteori mă face nevine să o omor. Asta s-a le vârstii ei, fetițo dragă. Uite, mi-aduc aminte ca acum. Tot așa făceam și eu cu mama. E bine, bine, numai că nu-i tot una, nu. O mamă adevărată n-are decât să rabde pe când eu. Ea mie, nu mie nimic. Totuși, e fata bărbatului dumitale și... Și tocmai el mă face să-mi piară orice poftă de dragoste. Pentru că dacă-i fac fetii gusturile, țipă. Și dacă nu-i le fac, mormă el. Nici nu mai știu cum să mă port. Fă tot ce poți ca să grăbești lucrurile. După mine, dacă ar vrea Dumnezeu, și mâine. Cum nu o să se cadă azi la învoială? Cu oamenii ăștia nici nu știi ce să crezi. Acum spun într-un fel, acum se răzgândește și spun într-altfel. Totuși eu m-aș prinde pe orice, că azi se hotărăște nunta. Azi? Dar de ce crezi? Pentru că știu că jupân Lunardo a poftit la masă și pe cumnatul meu, Maurizio. Nu prea se întrec dumnealor în asemenea invitații fără o pricină serioasă, da, spun da, eu. Da, așa o fi. Dar mi se pare cu neputință să nu-i spună fetei nimic. Parcă n-ai ști ce fel de oameni sunt. Ăștia sunt în stare să le spună așa, hodorung tronc. Hai, dați-vă mâna și gata, zi și făcut. Și dacă fata ar zice ba. Păi vezi, tocmai de aceea e mai bine să o prevenim. Da. Zici că să mă duc să o chem? Păi dacă crezi și dumneata că e bine. Știu și eu. Eu mă bizui pe dumneata. Nu, lasă, bizuie-te pe dumneata, că ești destul de prevăzătoare, lasă. Atunci mă duc și fiu. Bine, biata, fată, auzi colo, să-i torn găleata în cap așa dintr-o dată. Ghinionul ei să aibă o mamă vitregă fără un pic de minte. Hai, fetiță, vino. Vino că vrea să-ți spună ceva cu mătra Marina. Aveți să-mi spuneți ceva, doamnă Marina? Cu mătră Margarita? Da, dragă. Spune
spune dumneata. Nu, lasă, începe dumneata. Vai de mine, fi de bine ori de rău. De bine, de bine, atunci de bine. Spuneți-mi odată, nu mă mai chinui. Felicitările mele, Luceta. Pentru ce? Să-i spun. E, hai, acum spune. Te felicit din partea mea și a ursului meu. Am auzit că ești logodită. Eu? Adevărat? Uită-te la ea, nu-ți vine să crezi? Nu, mă cred. Trebuie pe Margarita. Mamă, e adevărat? Pe cât se aude? A, atunci nu e ceva sigur. Ba, eu cred că e mai mult ca sigur. Râdeți de mine, tușa Marina. Râd eu, bă, știu și cine e logotnicul. Nu, adevărat? Cine? Ei, nu bănuiești nimic? Nu, cine? Poate te paște norocul. Bune Dumnezeu, e tânăr? Cam de vârsta ta. E frumos. Destul. Ei, acum așa, cum mă vezi, cum te văd, nu te mai fandosi. Lasă, mama, nu mă necăji, parcă ți-ar părea rău. Oh, cum te mai înșeli? Despre mine mai bine astă seară decât mâine. Oh, parcă nu te-aș crede și parcă n-aș ști și de ce. Hai, spune, spune, dă-i drumul. Pentru că mă iubești ca seara, nu? O vezi, dragile mele, dragile mele, lăsați acum cearta. Și cum îl cheamă, doamna Marina? Filippetto. Filippetto, ah, ce nume delicios. E de familie bună? Ei, dacă e nepotul meu. Vai, ce bine îmi pare. Ești și ca tu și ca mea iubită. Ce prefăcătorii. Dar ia spune-mi tu, nu l-ai văzut niciodată? Eu? Ia când, doamne, cum să-l fi văzut? Vai de capul meu, păi intră vreun câine în casa asta. Iar eu nu mă duc nicăieri. Ei, o să vezi și o să-ți placă. Adevărat? Da? Când o să-l văd? Ideea asta nu știu, poate cu mătra Margarita să știe ceva. Doamne, măicuță dragă, spune când îl văd. Da, măicuță dragă, când îl văd. O, vezi ce frumos știe să se roage când are interes și când n-are. Mârâie, mușcă, scârie. E, da, ai zis că te iubesc. Da, că sare în ochi. Ia, n-ai, ia, fată, n-are pereche de șirea. Va să zic că e băiatul lui Ser Maurițiu. Da, e fiul lui și e singurul lui băiat. Ha, ha, mă bucur. Doamnă, cumva e și el bădăranca ta, căsu? Aș, e de o delicatețe. Dar când o să-l văd? Pentru numele Domnului, când îl văd? Să fiu sinceră și eu aș ține să vă vedeți înainte. Pentru că tu mai știi, s-ar putea să nu-ți placă. Sigur? Sau iar mai știi, să nu-i placi tu lui. Cum s-ar putea ca eu să-mi plac? Acum nu-i fi crezând cum mă vezi, cum te văd, că ești Venus. E Venus, mai fi eu, dar nici muma pădurii nu sunt. Dar colțea e ca muma pădurii. Uite cum mă trebuie, Margarita, să-ți spun un secret. Poți ascult și eu? Da, 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 ascultă și tu. Când am vorbit cu cumătra Felice despre nunta asta, dânsa a rămas cu gura căscată, auzind că tinerii n-ar avea voie să se vadă decât după nuntă. Și s-a prins că ticluiește ea într-un fel lucrurile. Ori, după cum știți, Felice vine aici la masă azi și să vedem ce spune. Bravo! Foarte bine! Bravo! Nu, 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 niciun bravo și niciun foarte bine. De ce? Că dacă bărbatul meu prinde ceva de veste, cine plătește oarele sparte? Tot eu cum mă vezi și cum te văd. Dar n-are cum să afle. Auzi, n-are cum să afle. Dar pe unde o să intre omul în casă? Pe coș? Eu nu știu ce să mai zic. Dumneata, ce crezi, doamnă Marina? Să auzim ce spune Felice. Dacă e vreo primejdie, nici eu nu mă bag. Vedeți? Întâi îmi făgăduiți marea cu sarea și pe urmă mă lăsați să cad în balsă. Stăciți! Parcă aud că... Da, aude cineva. Vai de mine, n-o fi tata, e o ștergă. De ce te temi că nu-i niciun bărbat? Știi cine e? Cine? Cu mătra Felice. E mascată și parcă o vezi că pune ceva la cap. E singură? Singură. Dar cu cine aveam neata, domnișoară, să fie, hai? Nu fi rea, măicuță, eu te iubesc. Acum o să aflăm ceva. Da, să aflăm, să aflăm. Sluga dumneavoastră. Sluga. Sluga. De ce așa târziu cu mătra Felice? Nu bănuiai că toată lumea te dorește? Vai, cum te-am dorit. Uf, dacă ați ști ce... Stați să vă povestesc. Ai venit singură? Fără soțul dumitare? Ba, am venit cu cotorul ăla de varză, dar am lăsat în prăvălie cotorul. Care cotor? Bărbatul meu. L-am trimis în prăvălie la soțul dumitale, ca să nu stea aici pe capul nostru, fiindcă avem de vorbit. Da, de mi-ar da vă veste bună. Ghiciți cine mai e dincolo? Bărbatul meu. Afară de el. Ei, cine? Cine, cine? Jupân Maurițiu. Ticulos! Dar ce mai vor fi urzind împreună? Ei, eu cred, cum să zic, pun la cale... Ei, mă înțelegeți ce afacerea aia? Ah, da, 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 am înțeles, am înțeles și eu. Parcă eu n-am înțeles. Dar cu chestiunea cealaltă, de care am vorbit noi, nu e nimica, nu? Cu prietenul nostru? Da, 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 cu... Cine, cu... Fac pe misterioasele și închipuie că eu nu pricep. Eu zic să vorbim pe față. Păi sigur, mai ales că Luceta știe tot. O, scumpă doamnă Felice, vă sunt atât de îndatorată. Poți să zici că ai noroc, fetiță, dar ce noroc! Da? De ce? Eu nu cunoșteam pe băiat, nu-l văzusem niciodată. Știi cum e? Un giuvaier, nu alta! Am mărit cu un giuvaier! Ei, hai, hai, domnișoară, nu te prosti! Acum nu că mi-e nepot, dar e un băiat și jumătate. Și jumătate! Da? Tocmai de aia trebuie, cum vezi, cum te văd, să fii cu minte și să știi să te faci iubită. Da, da, da. Să ajungem noi acolo și lasă pe mine. Oh, uite la ea! Ce zici? S-or putea vedea copiii ăștia? Cred că da. Când și cum? Zău, doamna Felice, când cum acum? Ce grăbiță e, mititica! De ce nu spuneți? Ascultați!
Nu va trece mult și băiatul va veni aici. Chiar aici. Aici? Aici? Da, aici. Și de ce nu poate să vină aici? Tu mai bine tași că nu știi ce vorbești. Dragă cu mătră Felice, doar cunoști pe bărbatul meu. Vezi să nu dăm de bucluc. N-avem nicio grijă. Băiatul vine mascat și urcat fâliește. Așa că soțul dumitale n-are cum să-l recunoască. Grozav, asta e o idee năstrușnică. Ca și cum n-aș ști cât e de viclean bărbatul meu. Dacă se descoperă și netlicul este vai de capul meu. Dar n-auzi, mamă, că vine mascat. Hai, nu fi proastă. Și îmbrăcat femeiește. Îmi pare și rău cum mătră Margarita că n-ai încredere în mine. De ce atâta grijă? Nu-ți fie frică. Să-l vedea copiii cum or putea. Pe sub sprincene. Parcă nu-i dulce și o privire pe furiș. Pe furiș? Vine singur. Oh, nu! Cum o să umble singură? O femeie mascată. Care femeie? El, mama, el! Uf! Atunci cu cine vine? Cu un străin. Cu cel de azi dimineață, cu mătră Marina. Am înțeles. Ai, numai da. Dacă vede bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd oameni străini în casă, uite cum mă vezi și cum te văd, foc și pârjol se face. Păi și celălalt vine tot mascat. Asta e și mai rău. Nu! Nu se poate. Ei, dar mai sfârșește, nu. Mamă, odată nu mai vedea piedici în toate. Toate le vede negru. Știu eu ce spun, că doar îl cunosc pe bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd. Și eu pe al meu tot cum mă vezi și cum te văd, că doar nu e nicio deosebire între ei. Parcă sunt frământați din aceeași cocă. Numai că al meu în mâinile mele cocăie. Ferice de dumneata că te ții tare. Ești mai iscusită. Bate cineva. Ce se năzare, n-a bătut nimeni. Îi bate ei inimioara. Zice, cum mă trebuie Margarita? Eu în chestia asta m-am băgat, nici eu nu știu de ce. M-am amestecat numai de dragul Marinii și pentru mititica asta la care țiu. Dar dacă dumneata te superi... Vezi, mamă, vezi ce faci! Mă rog, mătră Margarita, tot am intrat în joc. Mă rog, mă rog, bine. Dar dacă s-a întâmplat ceva, să știi că tu plătești toalele spate. Când îți spun eu că bada cineva cumva? Da, uși, așa, lasă, n-avea grijă, mă duc eu. Tu la poartă? Se vede că nu ți-e bine. Eu mă duc. Vă rog să nu mă lăsați. Nu știu să ne mulțumesc pe cum mătra Margarita. Lasă-o în pace, draga mea. Dacă ar fi după ea biata fetița asta, ar muri nemărită. Dacă ați ști, ce face. Ce are cu ea? De ce? Moare de necas că i-a luat un bărbat bătrân. Știi că s-a vitregă ea un tânăr. Ea să fie pe dos. Sunt ca așa, e chiar așa. E drept că parcă n-are ieșir când vorbește. Acum spune una, acum alta. Păi dacă spun eu. Nici nu știe ce vrea, uite așa, nici în căruță, nici în telegiță. Nu știe să spune decât una și bună. Cum te văd și cum mă vezi, cum te văd și cum mă vezi. Uite-o! Pe dumneata te caută cu mătră Felice. Pe mine? Cine? Întreabă de dumneata niște măști. Întreabă măști? Niște măști! Fii plăcinaș, poate, poate. Poftește-le în casă. Și dacă ne pomenim aici cu bărbatul meu? Croiesc eu pentru el o minciună. O să-i spun că e sora mea care e măritată la Milano. Tocmai o așteptam să sosească. Dar masca cealaltă, bărbatul, că doar o să-i spică și un frate în sura la Milano. Nu, dar n-am cumnat. Am. Păi de ce l-am? E bine, bine, dar soțul dumitale ce o să zică? Cotorul de varză ajunge să-i aruncă o singură privire. Uite așa, ca să zică da, când vreau eu să fie da. Mai născocești multe, mamă. Multe ce? Piedici. Ei, nu mă face că pe urmă știi. Și, în definitiv, cu măștile astea, tot una e dacă stau afară sau dacă intră în casă. Tu o să dai socoteala. Poftiți, măscuțelor, poftiți-i în casă. Vai, cum îmi bate inima. De voie de nevoie, Margarita deschide ușa casei în fața celor două măști, care nu sunt alții decât contele Ricardo, la braț cu tânărul Filippetto, deghizat în femeie. Doamnelor, prea plecata dumneavoastră, sluga dumneavoastră, sluga, mă închid, măscuță, drăgălașă. Sluga dumneavoastră, doamnelor. Uite, de la început ce creștere frumoasă. Ați ieșit la plimbare, măștilor? Carnavalul îți umple inima de bucurie. Luceto, ce zici de măscuța asta? Ce să zic eu? O adorată, parcă e un răzor de trandafiri. Să nu vă fie cu supărare, măștilor, dar nu cumva erați într-un spre masă? Eu nu. Noi am vrea să ne așezăm la masă, că n-am mâncat încă. Atunci sigur, să nu vă mai stingherim. Ce naiba, că nici nu m-am putut uita bine la fată. Trebuie să mergem, doamnă mască. Luată-l, dracu. Stați, stați, mai așteptați puțin. Dar cum simt cum învâșen urechiurile tale lui Leonardo? Ascultă, măscuță. Da, doamnă. Îți place? Nemai pomenit, doamne. O găsești frumoasă? E o zeiță. Ana, micuță, vreau să-l văd și eu un piculeț dacă l-aș zări. Vezi unul din hața cu de brasă, te scot afară. Rabdă inimă și tată. Măscuță. Da, doamne. Îți place, nepoate? Ne-ai spus de mult. Nu poftești un pic de tabac, măscuță? Da, doamne. Atunci servește-te. Cum așa? Dacă îmi tragi tabac, îți scoți masca de pe obraz. Sigur, e așa. Ai ieșit, ce frumos. Vai, ce fată frumoasă. Surioara mea. Vine să morder.
Râde ca o zână. Vino cu acea. Dă gluga pe spate, uite așa, așa, vezi? Ale și de tot. Care e mai frumoasă din astea două fete, Lucetă? Vai, doamne. Vai, tu și Igo. Toate bune, dar acum ajunge. Că n-am poftă cum mă vezi și cum te văd să dăm de bucluc. Ne-am jucat destul de măștiri. Gata, doamne. Mulțumiți, doamnelor, că vă prilejuit întrevederea asta și rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să vă cununați. Dacă așa vă fi scris. Da. Acum duceți-vă, măștilor, hai. Deocamdată, mulțumiți-vă cu atât. Nici mort nu m-aș despărți de ea. Poți ajunge și eu la ce s-a gândit în clipa asta și eu nici moartă. Slavă Domnule că am scăpat cu fața curată. Trageți gluga pe tata. Dar cum să trag? Nu mă pricep. Vino, să te lichisesc eu. Itelu, nici nu știe să-și pună gluga. Ce râzi de mine? Mai de mine, cum să râde, nu? Mare strângăroaie. Ce drăguț. M-a luat naiba. Ce mă fac săracă de mine? Ce mă fac? Bărbatul meu. Nu știți că e sormea. O fi, dar dacă mă prinde cu micina, numai eu știu ce mă așteaptă. Ascundeți-vă, repede, repede. Hai, tot Filipe, du-te în odaia aia. Și dumneata, domnule conte, treci dincolo. Dar ce încurcătura asta? Te rog, senor Ricardo, fă-mi plăcerea și ascunde-te dincolo. Ca să vă fi pe plac, o fac și pe asta. De aici o să trag cu urechea. Mi s-au muiat picioarele, nefrică. Știam eu că n-o să scap. Nu te mai, că nu-i nimic. Când o-mi duce la masă, o să șteagă amândoi. Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile. Da, plecăciune, doamnelor. S-ar fi lungit urechile de foame. Mâncăm îndată. Cum vine cu mătru Mauriciu, ne așezăm la masă. Păi nu era aici cu mătru Mauriciu? Era, dar nu mai e. S-a dus. Mă rog, s-a dus după ceva. Și se întoarce numai decât. Dar ce ai tu, Luceta, de ăștia așa palidă? Nimic, vrei să trec dincolo? Nu, fata ta, nu, rămâi aici cu noi, se poate. Pentru că ți-a sunat în sfârșit și ție ceasul bun. Ei, nu-i așa, frate, Simon? Și mă bucur pentru ea, mititica. Dumneata, Sercanciano, ce zici? Merită fata ca să... în sfârșit și ea, nu? Nu mă slăbește deloc tremuriciul ăsta. E ceva nou, Ser Leonardo? Da. Și nu ne-o spui și nou? Eu sunt totdeauna ultima care le aflu. Degeaba vrei să mă întâlnesc, că azi nu-ți merge. Orice mi-ai spune, n-am poftă să țip. Azi sunt mulțumit și vreau să ne veselim cu toții. Vino cu Luceta. Dar ce ai? Nici eu nu știu. Ai friguri? Ia ascultă aici să vezi cum o să-ți treacă. Înaintea soției mele care ține loc de mamă, da, și în fața acestor prea cinstiți bărbați și a soțiilor lor, află fata mea că ești logodită. Ce te-a dat? Ce te-a apucat? Îți pare rău că te-ai văzut logodică? Nu, tată. Da, știi cine ți-e logodnicul? Da, tată! Ce? Cum? Știi? De unde știi? Ce ți-a spus? Nu mi-a spus! Ce să știu? Nu știu nimic! Nici nu știu ce spun! Câtă inocență dragă! Ei, uite, eu am crescut-o așa, domnule Simon. Dacă ar ști el, trebuie să nu afle. Nu, că nu mai e nicio primește. Ei bine, fetițo, află că logodnicul tău este fiul cumătrului Maurizio, nepotul cumetrii Marina. Eno, zici zău? Zău? Eno, vorbi, jură-te. Mă jur, să mor. Bravo, să știi că mă bucur din inimă. Mai bine nici nu putea să o nimerească. Și când se face cununia? Azi. Azi? Da, azi, chiar acum. Maurizio s-a repezit până acasă. Îl așteptăm până vine cu băiat. Aoleu, vai de pielea mea. Apoi luăm masa împreună și numai decât îi logodim. Nu, așa, la iuțeală. Mie nu-mi place vorba lungă. Acum îmi tremură și inima și ficatul și rinichii. Dar ce ai? Eu nimic, tăticule. Ei, bravo! Metre Maurizio, bravo! Te-ai și întors? Întors, nu vezi? Întors! Întors pe dos! Dar ce ai? Nu-mi vine în fire. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mă duc acasă să-mi iau băiatul. Caut băiatul peste tot și băiatul nicăieri. Întreb, cercetez în dreapta și în stânga, îi descos pe toți și mi se spune în sfârșit că băiatul a fost văzut în tovărășia unui oarecare domn Ricardo. Auzi, dumneata, Ricardo, care se învârtește, ca să zic așa, pe lângă cumătra Felice. Cine este Ricardo ăsta cumătră Felice? Cine e omul ăsta?
De unde a răsărit străinul ăsta? Și ce are de împărțit Ricardo ăsta cu fiul meu? De unde să știu eu ce e cu băiatul dumitale? Că despre acest distin străin, el este, ca să zic și eu așa, un cavaler foarte onorabil. Să spui și Sercanciano. Ei, uite că nu spun. Ha? Pentru că nu-l cunosc. N-am nici abar cine e. Și nici nu știu cine dracu măcar mi l-a adus, ca să zic și eu așa pe cap. Dacă am tăcut până acum și am înghițit în sec, a fost numai ca să-ți fac cheful și ca să nu mă cer. Acum însă aflu că nu mai vreau să-l văd în casa mea! În casa mea! Am zis! De unde să știu eu, doamnă, că l-o fi chiar vreun pungaș? Sau un spion? Domnule! Bine și măsoară-ți cuvintele când vorbești despre un cavaler onorabil! În casa mea? Unde este fiul meu? Fiul dumitale este colo înăuntru. Acolo, în odaia aceea! Unde ești, nenorocitule? Ieși de acolo și vino aici înăuntru, nenorocitule! Lucetta! Nu știu, hai să-mi o plătești, nevastă! Ne trebuie să! Aici, aici, vino aici, derbedeu! Aici! Aici, strângărit-o! Hai de bine! Hai cu mine! Hai să vedem ce e după ceafă acasă! Poate numai din pricina ta! Sărăcuță de ea! Face din orocii ta! Hai de cum să ieși odată! Blestemată și afurisită să fie clipa în care am intrat în casa asta! Blestemată și afurisită! Ce zarbă, ce aiureală! Biata fetiță, bietul nepoțel! Vai, doamna mea, în ce încurcătură am intrat pentru dumneavoastră? Dumneata ești cavaler adevărat? Eu mă mândresc că sunt, doamnă. Bine, atunci vino cu mine. Ca să facem ce, doamnă Felice? Sunt o femeie cum se cade. Am făcut o greșeală și vreau să o dreg. Păi, dar cum? Ei, cum, cum? Păi dacă spun cum, se termină comedia. Hai cu mine! Au trecut câteva ore. Leonardo, după ce le-a închis pe femei sub lacăt într-una din odăi, ține sfat cu amicii săi, Canciano și Simon. Ce să facă? Încotro s-o apuce? Mi-e cinstea în joc. Cinstea mea. E vorba, să nu zic vorba aia, de numele casei mele, de faima unui om ca mine. Dar ce o să se vorbească despre mine, despre Leonardo Crozzola? Nu te mai necăji cu metre. Ce vină ai dumneata? Femeile poartă toată vina. Dumneata, dă-le o pedeapsă strașnică și toată lumea o să te admire. Nici vorbă că trebuie să dai o pildă cumplită. Ești dator să arăți și celorlalți bărbați cum știi să pedepsească un adevărat bărbat. Și pe urmă n-au decât să spună că suntem bădărani. Să ne poată și sălbatici. Nevasta mea e vinovat. Nu mai ia. Pedepsește-o. Și după ea prefăcută aia mică. Pune-o cu votul pe lare. Iar nevasta dumitale Jupânca Canciano vine după ele, în rândul al treilea, că le-a cântat în strună. Păi am să... am să-i... am să... Și-a dumitale, frate Simon, le-a ținut isun. Nici o grijă, o să plătească. Da, prieten, da. Numai că trebuie să ne sfătuim, să vedem cum să plătească. Cu fata e ușor, am cugetat și am hotărât. Întâi... Să nu zic vorba aia, adio măritișmi, să nu se mai gândească la așa ceva. Nu mai mări câte zile o avea. Câte zile cine? Ea sau dumneata? Ea, să nu zic vorba aia. Așa da, așa e bine. O trimit să stea închis între patru ziduri, într-un loc departe de lume și gata. Da, cu nevestele, să nu zic vorba aia, ce putem face? Cum le pedepsim? Aud? Ca să vorbesc cinstit, nu prea știu cum. Cel mai bun lucru e să ne închidem și pe ele tot între patru ziduri și într-un loc și mai retras. Și le-am dat gata. Asta ar fi, dacă te gândești la vorba aia, o pedeapsă mai mult pentru noi decât pentru ei. Da. Afară de asta e cheltuială. Și apoi, oricât ar fi ele de izolate acolo, vor avea
chiar între patru ziduri. Mai multă distracție și mai multă libertate decât o au în casa noastră. Păi nu judec bine, frate Simon. Aș judeci foarte bine. Mai ales că nici eu și nici tu nu le lăsăm să zburde cum le place ca prietenul Cancian. Păi ce să fac, ce să fac? Recunosc, aveți dreptate. Oh, de-am putea să le ținem în casă, închise într-o odaie, bine ar fi. Și nu zic să nu le scoatem câte puțin, să mai vadă și ele lumina zile, așa la vreo sărbătoare. Dar asta numai împreună cu noi. Și pe urmă, iar să le tragem zăvorul. Ah, de s-ar putea să nu le vadă nimeni și să nu vorbească o vorbă cu nimeni. Femeile închise și să nu vorbească cu nimeni, da. Să le iei femeilor piuitul. Păi cu o pedeapsă ca asta le faci să crape în trei zile. Să crape? Cu atât mai bine. Stai, stai. Stai că niciunul din noi nu vrea să fie zbir. Și apoi află neamurile și ne ridică o lume întreagă în cap. Ne silesc să le dăm drumul și ne mai scoate pe deasupra. Și că suntem bădărani, mojici, urși, câini. Și după ce nevoie de nevoie le-ai dat drumul, își ia și mai rău nasul la purtare. Și poftește, și poftește să mai fii stăpân și să mai ridici glasul în casa ta. Așa-i, așa-i, cum am pățit-o eu cu a mea. Cel mai bine ar fi să le tragem, să nu zic vorba aia, o sfântă de bătaie. Da. Ca orice om de omenie. Și urle lumea cât o vrea. Dar dacă se răzvrătesc împotriva noastră... Da. Da, să știi că și asta se cam poate. Eu știu ce spun, că de să-mi sta împățit. Așa ceva ne-ar pune într-o încurcătură grozavă. Păi vă dați seama? E drept acum că sunt și oameni care își păruiesc nevestele, da? Dar credeți că în felul ăsta le pot stăpâni? Pe naiba! Se poate și mai prost ca să-ți facă de caz. Până nu le omori, n-ai făcut nimic. Da, e... A, da, de omorât nu face. Da, nici gând. Pentru că... De... Ce mai... Oricum ai suciu, oricum ai învârtiu, poți trăi fără femeie. Da. Oh, și ce plăcere ar fi în viață să ai acolo o femeie bună, blândă, supusă și mai ales tăcută. Păi n-ar fi bine luale ar dracu de păcătoasă. Hei, mie îmi spui, eu am avut parte de asta odată. Prima mea nevastă săracă, era un înger. Asta e un șarpe. Hei, dar a mea, vrea să facă tot după cum o taie capul. Parcă eu degeaba strig, degeaba urlu. Dar cum o sucești, cum o învârtești, dai numai de râu. Dar, în fine, până azi răul mai puteai suporta. Însă isprava de azi că... Acum, chiar că zic vorba aia, le întrece pe toate. Vreau să fac ceva și nu știu ce să fac. Trimite-o la părinți. Nacio, ca să intru și în gura lor. Trimite-o să stea departe de aici, trimite-o la țară. Și mai și, îmi face praf venitul în patru zile. Pune pe cineva să-i vorbească, dar cineva care să știe soție la respect. Degeaba, nu vrea să știe de nimeni. Încearcă de incuier ochiile. Da. Juvaiericale. Așa. Ține-o din scurt, umilește. Am încercat, e mai rău ca oricând. E bine, cumete, atunci lasă că am înțeles. Fă așa. Așa, așa cum? Mulțumește-te cu ea așa cum e. Mi se pare și mie că ăsta e singurul leac. Asta o știu și eu de mult, că al leac după ce o face de oaie nu există. Dar asta e prea din calea afară. Să-mi strice mie bunătate de fată, să-i aducă un băiat în casă, că e chiar cel pe care eu îl hotărâsem de bărbat. Da, asta e adevărat. Dar de unde știa dumnea ei că... Acu, zic vorba aia, ce cocea în gândul meu. Da, chiar îi dădusem eu ceva de înțeles cu măritișul. Dar ce, nu mă putea răzgândi? Nu se putea întâmpla să nu ne înțelegem? Să ne mai... Târguim câteva luni, poate câțiva ani. Ce, eram eu grăbit să mă mărit? Și ea, tronc, mi-l aduce în casă și încă cu mască. Auzi să pună la cale o întâlnire, să-i lasă să stea de vorbă. Fata mea, o porumbiță nevinovată. Nu mă mai pot stăpâni să știu de bine că... Să nu zic vorba aia, că mor și tot trebuie ca să... Vorba aia să... Să o usture la ficație.
Și numai scorpia de nevastă mea e vinovată. Și trăznita lui Camceanu, să nu zic vorba aia. Așa e, dar mi-o plătește. Mi-o plătește ea. Sluga domnilor voastre. Și mulțumim de primire. Ce cauți aici? Ce mai cauți în casa mea? Ai venit să mai pui la cale vreo ispravă? Uite cum se miră că sunt aici. Ce voia să vii disperut? Credeai, bărbățele, că am plecat cu domnul conte? Să fi plecat numai, că ceautam eu, cum să zic, cine sunt? Vedeai tu pe dracu? E bine, omule, dar spune-mi numai, m-am dus eu vreodată undeva fără dumneata? Păi asta ar mai fi lipsit. Fără știrea dumitale primit am eu pe cineva în casă? Ajunge? Atât ați spus. Atunci cum să crezi că am plecat cu dânsul? Pentru că ești o trăznită. Face pe vitează că nu suntem singuri. Și-a luat inima în dinți ca în cea. Face bine că și-arată colții. Coară, hai acasă. Una, două. Ia mai potolește-te. Mă mir că mai ai obraz să vii aici. Dar de ce? Ce-am făcut? Nu mă sili să-mi dau drumul la gură. Dă-ți drum, poftim. Hai să mergem, am zis. Nu. Nu, ai zis. Drace, hai deodată că pe urmă. Drace. Ia mai sfârșește cu drace, că dacă e pe drăcui, știu și o să drăcui. Și ea n-ascultă, jupâne, unde crezi că m-ai găsit? Ce, sunt sluga dumitale, m-ai pescuit pe stradă? Așa se vorbește cu o femeie de neam? De când te-am luat de bărbat, niciodată nu mi-ai vorbit în felul ăsta? Ce înseamnă rățoielile astea? Da, drăcuială, cum îndrăznești să ridici mâna? Hai, hai, ai curaj și spune, jupân Canceanu, te-au asmuțit domnii ăștia. Dacă ești om, poartă-te ca oamenii, nu să drăcuiești să te porți ca un bădăran ce ești. Pricepi, jupân Canceanu, dar arată că ai minte dacă vrei să am și eu. Văzuși puhoi. Eu abia mă țin să nu iau de ciuf. Și uite că dobitocul a amuțit. Ce vrei să facă? Să o ia la bătaie? Ei, jupân Canceanu, ți-a trecut mâncărimea de limbă? Tăcerei de aur cu coană. Nu știam că m-am măritat cu Cicerone. Tot de voastră, oameni buni, nu spuneți nimic. Scumpă doamnă, nu mă face să vorbesc. Dar de ce nu? Vreau să vă aud. Puteți. Numai un lucru te rog, jupân Lunardo. Răfuiește-te cu mine. Dar nu-mi întărâta bărbatul. Ce ai cu el? Că eu, dacă am greșit ce mi-o spui cu frumosul, am destulă minte ca să recunosc și să îndrept lucrurile. Însă a băgat zuzanie între soț și soție. Ăsta e un rău care cu greu se mai îndreaptă. Și ia seama, ce ție nu-ți place, altuia nu face. Că dacă sap groapa, altuia și așa mai departe. Și ia seama și dumneata, jupân Simon, care degeaba faci pe motanul, că eu te știu că mănânci sfinți și scuip draci. Sunt o femeie cum se cade. Și dacă aveți ceva împotriva mea, s-aud. Puteți să-mi spuneți, scumpă doamnă, cine l-a adus pe băiat în casa mea? Pot, eu l-am adus. Felicitările mele, doamnă. Bravo! Laudă-te cu isprava, laudă-te, bine stă. Nu mă laud deloc. Știu că era mai cu minte să nu mă amestec. Dar n-am făcut o faptă rea. Dar cine ți-a dat voie să-l aduci aici? Nevasta dumitale. Nevasta mea? Cum s-a învoit ea cu dumneata, te-a rugat ea? A venit ea să-ți ceară să-l aduci pe băiatul la mine nu, în casă? Nu, asta nu! Ideea asta a avut-o cu mătra Marina. Nevasta mea? Vezi cum ai ghicit? Ea l-a rugat pe străin să fie mijlocitor între băiat și fată? Nu, pe străin l-am rugat eu. Dumneata ai rugat? Eu, poftim! Eu! Doamne, și toate au urmă. Dar de ce toate astea? De ce să-l aduci în casă? De ce s-a amestecat cu mătra Marina? De ce s-a învoit nevastă mea? De ce? Și iar de ce? De ce aia și de ce ailaltă? Ascultați să vedeți cum s-a întâmplat. Ei, lăsați-mă să vorbesc fără să mă întrerupeți. Înainte de toate însă, dați-mi voie, domnilor, să vă spun ceva. Nu vă îmbufnați și nu mi-o luați în nume de rău, dar prea sunteți din cale afară de bădărani și de neciopliți. Dar să judecăm lucrurile așa cum s-au petrecut. Jupân Lunardo vrea să-și mărite fata și, mă rog, nu vrea să spună nimănui, nu vrea să se afle, nu vrea ca tinerii să se vadă, ci e poruncă să se ia și gata. Da. Mă rog, și eu sunt de părere că fetele nu trebuie să facă dragoste înainte de măritiși, că sunt datoare să asculte de tatăl lor, care e îndrept să le aleagă bărbatul. Da. Foarte bine. Pe de altă parte însă, e omenos să-i pui unei fete lațul de gât și să-i poruncești, ai să-l iei pe ăsta? Ai o singură fată, jupân Lunardo, și te-ar răbda inima să o nenorocești?
dacă nu i-ar fi plăcut. Păi vă închipuiți numai ce viață ar fi dus o fată ca ea, crescută numai în casă, cu un bărbat care ar fi putut să semene cu țopârlanul de tată. Da, domnule, bine am făcut că am ticluit întrevederea. Soția dumitea le-o dorea, dar n-avea curaj. Cu mătra Marina m-a rugat pe mine, iar eu am născocit și replicul cu măștile și am rugat pe străini să mă ajute. Copiii s-au văzut, s-au plăcut și sunt fericiți. Și acum ai putea să fii și dumneata și liniștit și mulțumit. Iar nevasta dumitale merită să fie iertată și Marina lăudată. Cât mă privește, eu am făcut totul numai fiindcă am inimă bună. Dacă sunteți într-adevăr oameni, o să înțelegeți. Iar dacă sunteți ce sunteți, adică niște mocofani, n-aveți decât să vă răzbunați. Fata e cinstită, băiatul n-a făcut nimic rău și noi suntem femei cum se cade. Asta mi-a fost pledoaria. Binecuvântați căsătoria și iertați avocatul. Știu că i-am înfundat. Ce zici cu metre Simon? Păi, de... Eu... Dacă ar fi după mine, eu aș binecuvânta căsătoria. Și eu aș fi cam de aceeași părere. Poate, numai că tare mă tem că așa cum a ajuns lucrurile să nu... Ce să nu? Păi da, dacă tatăl băiatului, să nu zic vorba aia, n-ar mai... Eu aș zice vorba aia dacă tatăl băiatului n-ar mai... Dar cu tatăl băiatului s-a dus să lăbărească domnul cont. Contele ține morțiși să se încheie această căsătorie, socotindu-se fără să vrea vinovat de cele întâmplate. Și se silește să dreagă lucrurile. Vrea să aibă această mulțumire. E un om foarte delicat și știe să vorbească atât de frumos, încât sunt sigură că legiu până Maurițio nu o să fie în stare să zică nu. Atunci ce mai e de făcut? Păi ce să mai facem? Din tot ce am vorbit noi aici, cred că cel mai bine e să luăm lucrurile așa cum sunt. Da, o cară? O cară întrevederii? Care o cară, jupâne? Asta e o cară? Și chiar de-ar fi fost când s-o vedea ei singur în noaptea nunții. Și-o iartă ei, n-avea grijă. Să fim drept cu metrii Lunardo, o fi având cu Ana Felice slăbiciunile ei. Nu zic, dar despre haz are câteodată un haz grozav. Nu-i așa, jupân Cancian? Bine, dar ce facem? Mai întâi și întâi eu aș zice să ne aducem aminte că am fost poftiți la masă. E zău, că parcă am uitat de mâncare. Nu-i nimic. Cine ne-a poftit la masă? Nu e un bădăran. Am întârziat, dar tot o să mâncăm. Și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cu metri Lunardo, uite ce să faci. Trimite după nevastă și după fată. Na, mâriele, sigură, suflă puțin ca să nu-ți pierzi obiceiul. Dar apoi să punem punct. Dacă vine contele cu băiatul, să sfârșim totul cu bine. Numai că dacă dau ochii cu nevastă mea și cu fata, nu pot jura că o să-mi țiu fire. Ei, nu ți-o ține, nu, ții pe cât vrei, ușurează-te, domnule, nu ți-am spus. Ești mulțumit? Hai să le chemăm. Și pe nevastă. Nu, lăsați-vă pe mine. E bună rău de gură nevasta dumitale. Acum îți dai seama? Spunea aia din aur că sunt cam nătărău și mă cam las câteodată dus de nas. Păi orice am spune eu, ea îmi trage o pledoarie de astea și câștigă proces. Ce femei! Oricum ai suci, oricum ai învârti eu, tot cum vor ele iese. Dacă le lasă deschidă gura, s-a terminat. Au câștigat procesul. Iată-le, ți le-am adus. Căite, pocăite, îți cer iertare. Nevastă! Să-mi faci mie una ca asta. Nu-i vina ei, eu sunt vinovată. Și-ai merita și tu, Luceta, nechipzuit-o. Mie cerem socoteală. Bărbați în casă, Ibovni ce ascultă pe ușă. Țipă la mine că eu sunt capul răutăților. Ia du-te de te spânzură și dumneata. Ce-ai țipat nevastră, jupâne? Bine că nu mi-a spus vorba. Iubitule, iartă-mă, parcă mi-am pierdut mințile. Vai, cum mă trebuie ferice, și dumneata ziceai că s-au limpezit lucrurile. Parcă dumneata n-ai meritat nimic, doamnă. Eu acum îmbrac și plec. Am tăcut. Uitați-vă la bietul Lunardo. I-a mai rămas în gușă un drap de supărare și caută să o dea afară. De altfel a fost om de înțeles. V-a iertat și cum a venit băiatul, va fi foarte bucuros să se facă cununia.
Nu-i așa, Jufrân Lunardo? Da, doamnă, da, bucuros. Da. Dragă bărbățele, dacă ai ști ce necăjit am fost, crede-mă, n-am știut nimic. Când m-am trezit cu măștile alea, îmi ruptul capului, nu voiam să le las să intre. Dar m-am pomenit cu... Cu mine, cu... da, cu mine care? Ei, da, eu. Luceta, spune și tu ceva. Hai. Tăticule dragă, iartă-mă, eu nu sunt vinovată. Eu am... Iartă, nu e, eu sunt vinovată. De câte ori vrei să spun? Dacă e vorba pe merite, ca să fim sinceri, am și eu partea mea. Ești grozavă! În deșteptăciune cine te întrece pe dumneata? Poate numai dumneata. Ei, dar ce? Ei sunt crâșii. Ei sunt. Ce? Ce e pe acolo? Cine vine? Niște bărbați? Hai, strângeți-vă aici, repede! Iar în ce? Așa am vorbit? Lasă-i să intre, că nu o să ne mănânce pe toate patru și nici măcar pe fată. Cum? Nu suntem aici cu toții. Răspuns dumneata. Sigur, lasă-i. Bine, dar pe străin însă nu vreau să-l văd pentru nimic în lume. Dacă intră el, plec eu. Dar de ce nu vrei să-l vezi? Eu un om foarte onorabil. O fi, dar nu vreau să-l văd. Nevasta și fata mea n-au obicei să vadă pe nimeni. E, lasă, de data asta o să-și calce și ele obiceiul. Nu-i așa, fetelor? Dacă ar fi după mine. Dacă ar fi și după mine. Numai că e după mine. Îți spun că nu vreau să-l văd înaintea ochilor! Ce urs, ce sălbatic! Bine, bine, las că-i spun să stea afară! Pentru mine ajunge să fie unul singur! Sluga! Sluga! Sluga dumneavoastră! Sluga! Săr Maurițiu, te-ai lămurit cum a fost? Ce să mă mai gândesc la ce a fost? Mă gândesc la ce mai poate fi de acum încolo. Dumneata, ce spui, jupân Lunardo? Eu spun că acum ar trebui... Să zic vorba aia, că un copil bine crescut nu umblă cu mască și nu se furișează în casele fetelor cu minți ca să... Vorba aia, că acu zic vorba aia. Ai dreptate. Hai să plecăm, Filipeto. Pentru care ai dreptate? Ce bocește, ce nenorocit. Păi stai, acu ai de-a face cu mine, cu metre Lunardo, că pe urmă zic eu vorba aia. Păi, dumitale, nu-ți e rușine? Ce ești, bărbat în toată firea? Un copil. Acu spui una, acu spui alta? O sucești în toate felurile. Păi poftim. Uite, Colea, ce, nu ne-ai făgăduit? Nu te-ai învoit odată pentru totdeauna? No. Ce s-a mai întâmplat? S-a ivit ceva nou? Da. Ce? Da. Ți-a răpit fata? Da. Ți-a necinstit casa? Da. Ia mai sfârșește cu copilăriile astea și cu atâtea mofte. Ce putre face? Păi știi vorba aia. Păi curat că vorba aia. Da, cu deschid și o gura. Da, domnule, e adevărat că mi-a părut rău că ai intrat băiatul în casă. Și găsesc că rău a făcut că a venit. Dar după ce s-au luat, ce mai înseamnă că a venit sau că n-a venit? Că s-au văzut sau că nu s-au văzut? Și dacă până acum am tăcut, acum nu mai tac și ți-o spun pe față. Să se ia copii odată, domnule, să se cunune! Să se cunune! Bine, să se ia odată! Să se cunune, n-au decât! Nu mai pot! M-am săturat! Nu mai pot! M-am săturat! Dacă nu te bucuri și dumneata, cum o să se cunune? Cu atât mai rău pentru el dacă nu se bucură. Doar nu se însoară dumnealui. Haide, Sir Lunardo, nu vrei să-și dea copiii în mână? Să mai aștepte puțin. Întâi să-mi treacă. Da, 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 te înțeleg, dragul meu bărbat. Parcă nu-ți cunosc eu firea. Ești un om de treabă, ești o comoară și ai o inimă de zahăr. Însă cum mă vezi și cum te văd, mor să faci pe șiretul. De data asta aveai toată dreptatea, dar acum ce mai vrei când și eu și fata ți-am cerut iertare? Fă deci bucuria fetei, liniștește-te și dumneata și astfel salvezi renumele casei. Iar dacă eu nu mai merit dragostea dubitale, fie ce-o fi. Hotărăște ce vrei, soarta mea în mâinile dumitale. Măicuță, măicuță dragă, îți mulțumesc și îți cer iertare de tot ce am spus și tot ce am făcut. Mă faci și pe mine să plâng. Ei, acum vezi cu metri Lunardo, le vezi când fac așa, vezi cum te înmoi. Se vede că așa e scris. Ori cu binele, ori cu răul. Uier le fac tot ce vor ele. Și atunci, cu metri Lunardo? Așteaptă puțin. A furisit soi de om. Luceta. Tăticule. Vino încă. Vin, ticule. Spune tu, tăticu, vrei tu să te măriți? Cum vrei, dumneata, ticule? Cum vreau eu, Sir Maurizio. Dacă vrei, dumneata, ticule, atunci vreau și eu. Da, dar tu vrei? Eu vreau, da. Cum s-ar zice, l-ai văzut pe logodnic? Da, ticule. Auzi, domnule Maurizio. Ce s-auzi? Păi nu-mi răspunde, să nu zic vorba aia ca un bădăran. Mă rog, ce vrei?
spune lămurit ce vrei. Dacă n-ai nimic împotrivă, fata mea s-a hotărât în sfârșit să-l ia pe băiatul Dumitale. Ce? Numai că haimanaua asta de fiul meu nu merită. Tăicuțu! Nici un cuțu! Tată! Să-mi faci mie una ca asta? Tată! Ce Mauriciu! Nu vreau să-l mai însor și gata! Ah, nenorocitul de mine! Stai la locul tău, Lucefa! Mai moaie-te și dumneata odată, ce fel de inimă ai! Lasă, lasă că face bine că luminești! Filipeto, vino coace. Da, tată, vin. Îți pare rău de ce ai făcut? Jur, tată, jur că îmi pare foarte rău. Bagă-ți în cap că și însurat tot mie trebuie să-mi dai ascultare și tot de mine atârn ca și până acum. Da, tată, am înțeles. Da, tată, am înțeles. Ser Lunardo, apropie-te, Lucieta. Da. Te primesc drept copila mea și cerul să te binecuvintez. Dați-vă mâna. Nu știu cum, așa cum se dă mâna. Cumetre Simon, cumetre Canciano, dumneavoastră să fiți martori. Aici suntem de față. Și când vor avea un copil, tot noi. Hai, hai copii, fiți veseli. Și acum a venit vremea să ne așezăm la masă. Cumetre Lunardo, pe străinul care de dragul meu așteaptă dincolo, ți se pare frumos să-l trimitem la plimbare? El a fost cel care a vorbit cu Ser Maurizio și l-a hotărât să vină aici. Buna cuvință ți-ar cere să te ocupi de el. Da, dar acum nu pot să mă ocup, pentru că acum noi mergem la masă. Păi tocmai, poftește-l și pe dânsul. Nu, doamnă. Nu? Nu, nu, nu. Păi asta-i, bădăran. Din muzicia și din sălbăticia voastră s-au tras toate necazurile de azi. Din bădărănia asta care vă face pe toți trei, pentru că vorbesc cu toți trei acum, vă face să fiți morocănoși, posaci, mereu nemulțumiți și ca urmare, batjocoriți. Fiți ceva mai drăguți, mai prietenoși și mai omenoși. Judecați purtările soțiilor voastre și dacă sunt curate, mai lăsați câte ceva de la voi, mai iertați pe aici, pe acolo, că n-o fi foc. În fine, dacă doriți să trăiți în pace cu soțiile, nu mai fiți sălbatici, porunciți, dar nu asupriți și iubiți dacă vreți să fiți iubiți. Ei, nu, că trebuie să mărturisiți cu toții că de deșteaptă e deșteaptă. Vino să te sărut, nevastă. Te-ai convins cu metre, Lunardo? Dar, dumneata, eu da. Uite că o sărut și eu pe-a mea. Vino să te sărut și eu. Poftește-l pe domnul străin să rămână cu noi la masă. Slavă Domnului! Dă-i Dumnezeu ca lecția asta să vă fie de folos. Dar tu, nepoțele, cum o să te porți cu nevasta? Eu o să-mi iau după ce a spus doamna Ferice. Eu mă mulțumesc oricum. Ea mai e supărată numai de dantelele de la mâneci, că sunt mototolite. Domnul m-a iertat. Ei, să uităm tot și să mergem la masă, că o fi timpul, nu? Și dacă bucătarul cu mătrul lui Lunardo n-a gătit ca un bădăran, atunci nu o să fie nici urmă de bădăran la masă. Hai să fim veseli, să mâncăm, să bem și să ridicăm paharele în cinstea tuturor acelora care, cum mă vezi și cum te văd, ne-au ascultat prietenoși și îngăduitori, ne-au răbdat îngerește până la urmă și... Să nu zic vorba aia. Ne-am mai iertat din cusururi. Ați ascultat Bădărani, comedie de Carlo Goldoni, traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea: Canciano, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Felice, soția lui, Tanzi Cocea, artistă emerită; Contele Ricardo, Nichia Tanasiu, artist al poporului; Lunardo, negustor, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Margarita, soția lui Lunardo, Cela Dima, artistă emerită; Lucieta, Eugenia Popovici, artistă emerită; Simon, negustor, George Calboreanu, artist al poporului;
Marina, soția lui Simon, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Maurizio, cumnatul Marinei, Marcel Angelescu, artist al poporului. Filipetto, Radu Beligan, artist al poporului. Crainicul, Mihai Berechet. Regie artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.